all eyes are on you. So give them greatness with Intel Extreme Master certified PCs and notebooks and game like the pros. When you see the unique IEM certified stickers on the outside, you'll find high-grade components with Intel Core i5 and i7 processors inside. Every purchase includes in-game content and supports the prize pool of Intel Extreme Masters. Game like a pro, because the world is watching. Hello, hello! Salutare toată lumea! Ei bine, iată că v-am adus o mare surpriză! V-am adus o mare surpriză și sper că o să vă placă! Este doar începutul, e doar începutul pentru meciurile de Tier 1 comentate aici pe livestream. Bine v-am găsit, vă salut pe toți și bine v-am regăsit! Ce mai faceți? Dacă se aude ceva pe fundal, sunt grătarele mele care se fac chiar acum, apuc să sper că o să pot să mănânc până se începe și meciul, până la 19:15. Ce mai faceți? Cum sunteți? Sper că vă place, sper că o să vă placă meciul de Tier 1 aici pe canal, comentat în limba română pentru voi. Sper să fie o experiență cât mai frumoasă și sper să spargem niște bariere chiar dacă se poate. Sper să spargem niște bariere. Bună seara, bună seara, aproape bună seara. Practic nu e bună seara, teoretic e ora 7, dar în fine. Salut toată lumea, salut, salut, salut. Ce mai face? 5.000 azi pe live, să vedem. Cine știe câtă lume vine, cine știe ce și cum se întâmplă. Habar nu am. Sper să fie totul în regulă. Pic, te rog frumos să dai tu mesajele pe Steam, pe Discord, pe Discord am luat eu și pe, și pe Facebook. Mă ocup eu de ăsta, cum se numește? Mă ocup eu de community post pe YouTube. Bună seara, bună seara. Prieteni, puteți să pariați pe meciul acesta. Puteți să pariați pe meciul acesta. Așadar, mergeți chiar acum în linkul cu numărul 2 în descriere la Drake Lounge, sponsorul meu. Vă logați cu Steam-ul, aveți $1 gratuit și puteți să pariați pe oricare dintre cele două echipe. Pe majoritatea sau chiar pe toate meciurile de Tier 1 pe care le voi comenta, veți putea să pariați pe Drake Lounge. Așadar, ăsta este un motiv în plus să vă faceți cont acolo și să luați acel $1 în plus. Roadele mungii tale îndelungate se văd acum, Doamne ajută. Ai o satisfacție profesională, să știi că foarte mare. Iar noi una audiovizuală. Felicitări, mulțumesc, mulțumesc. Comentăm și Face Clan, da, săptămâna viitoare marți comentez Face Clan vs Envious. Face Clan vs Envious voi comenta. Da, e un nou început, să zicem un nou început. Donează N, 2 euro, succes. Mulțumesc N, mulțumesc frumos. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Doamne ajută, sperăm să fie unul cât mai consistent. Vă mulțumesc tare mult, dragi prieteni. Mulțumesc tare mult că sunteți aici cu mine. Live cu Astralis vs Virtus Pro pe YouTube. Live, așa. Sperăm să fie în regulă. Dacă n-ați văzut anunțul, dacă n-ați văzut, cum să spunem, videoclipul de anunț pe care l-am făcut, am muncit ceva la el, sincer să vă spun, ca să fac acel voiceover peste Fnatic vs FaZe. Puteți să intrați să vă uitați la el, pentru că e frumos, cred că e frumos, multă lume mi-a spus că este frumos. Asta este farsa ta de 1 aprilie, nu Ali, nu este nicio farsă. Plătești ceva să iei drepturile, nu plătesc nimic, sunt caster oficial al
al ESL, după cum scrie aici. Nu aici, mai jos. Acolo în dreapta nu se vede. Acolo în dreapta nu pot să mut eu, Werty. România ESL caster. Prin urmare, eu nu trebuie să plătesc nimic. Totuși, ce, cum v-am spus, după cum v-am spus și în videoul acela, la fiecare sfârșit de hartă vor fi 6 minute de reclame de la YouTube declanșate de către mine. Asta este ceva ce au impus cei de la ESL după parteneriatul lor cu YouTube și dacă nu o fac, n-aș putea să comentez asta, aceste meciuri pe YouTube. Așadar, cred că trade-ul este mai mult decât bun pentru 6 minute pe meci în care puteți să mergeți să faceți orice altceva dacă nu vreți să urmăriți reclamele respective. Nu vor fi reclame puse din mine, de către mine, din programul meu cu care fac stream. Prin urmare, dacă aveți, de exemplu, adblock, nu le veți vedea deloc pe acele reclame și este obligatoriu să le pun, așadar nu depinde de mine. Dox orează în euro, baftă frate, pup, te pun și eu, Dox, mulțumesc pentru donație, mulțumesc pentru tot, mulțumesc frumos, Dox. Și v-aș juca foarte mult să fiți înțelegători legat de chestia asta. Așa, salutare, salutare toată lumea, salutare, bine ați revenit și bine ați venit. Mulțumesc, Ion Zăpadă, și vă urez, sper că o să vă placă, sper că o să vă placă. Este farsa celor de la ESL, nu, G2 comentez, nu comentez G2 pentru că au pierdut. Nu am cum să comentez. Salut Mircea, salut Andronic, salut toată lumea, salut și ție Roland și Pic. Dragi moderatori, vă mulțumesc, mulțumesc Pic pentru anunțuri. Nu se audă melodiile de la donații. A, nu, nu le-am scos. Mi-era disabled sunetul de la... Haideți că le relansez, așa. Cele două, ca să fie și cu sunetul, să fie bine. Era disabled sunetul de la mine din PC. Let's make history, let's make history, Alex. Let's make history. Ai emoții, Werty? Nu am emoții, nu am emoții. Sper doar să fie un match cât mai bun și să fie puțin hype. La ora 19:15 începe meciul, donație de 1 euro și de la Panther Lily. Poate să câștige Virtus. Panther Lily, eu spun că ar trebui să meargă meciul pentru Astralis. Fiind best of 3, acum sincer, chiar dacă Virtus Pro vinde aproape de la o victorie de la V4 Festival, după ce i-au bătut și pe FaZe Clan, eu zic că Astralis ar trebui să câștige. Poate sunt pe val cei de la Virtus Pro, rămâne de văzut. Mulțumesc, salam Mario Ipate, vă mulțumesc frumos. Avem aici, nu știu, haideți! Scrieți un singur mesaj cu numele echipei pe care o susțineți. Virtus Pro sau Astralis? Pe care o susțineți voi? Sunt chiar foarte curios. Mersi Nicușor Mihalcea, mulțumesc toată lumea. Donații de 3 euro de la Redix. Hai, salut, salut, salut Redix. Mulțumesc tare mult pentru donații de 3 euro. Virtus, Astralis, Virtus. Aoleu, văd. Mamă, e chiar 50-50. E chiar 50-50, văd acolo în chat. Dorați și de un euro de la Vlăduț. Hai VP, haideți să vedem. Vlăduț zice să sune pe VP. Mulțumesc tare mult, Vlăduț, pentru donația de 1 euro. Redix de asemenea pentru donația de 3 euro. Mulțumesc tare frumos. Puteți să pariați, prieteni, pe aceste meciuri. Puteți să pariați, mergeți. Oh, doamne, Thundercore. E, doamne, una după alta. Thundercore e pe fază, Werty. Respect, bro. Donație de 10 euro. Are you kidding me? Și stați că mai vine una. Ziua bună. Să procedem, zic, cine credeți că poate să fie? Chiar nimeni altul decât Alex Lucian. Donație de 10 euro de la Thundercore și apoi de la Alex. Mulțumesc tare mult pentru donațiile voastre, dragi prieteni. Mulțumesc din tot sufletul pentru suport. Și apoi vine de la Andronix, care e una de 5 euro. Salutare, omule, și hai Virtus, că am pariat pe voi. Vai, aici o să înceapă să fie lucrurile. Mamă, oameni buni, ce cu voi? Ați nebunit și voi cu donațiile. Și de la Enjoy Forever, donație de 1 euro. Hai Virtus Pro. Peace, love, peace, life. Ah, VP's love, VP's life. Da. Mulțumesc tare mult, G-Joy Forever. Doamne, Alex de 55, dorează 1 euro. Vedem și noi ceva interesant după ceva timp. De mult, crede-mă, Alex, că ați văzut, ați avut foarte mult content interesant pe canal. Nu este neapărat faptul că am meciul de tier 1, faptul că este ceva interesant după mult timp. Dacă tot asta e, dacă asta e părerea ta, în fine. Dar meciurile de echipelor din România nu se poate spune că n-au fost deloc interesante. Fiecare cu părerea lui. Bun, sincer, m-aș duce să mănânc ceva, dar meciul trebuie să înceapă. Ia să vedem ce zic băieții de la ESL.
Ok, se banează hărțile. După cum spuneam, puteți să pariați pe meciuri. Mergeți pe linkul cu numărul 2 în descriere pe Drake Lounge. Ieri a fost pauză, azi îți e revanșă, Hades, n-a fost nicio pauză, pentru că de la cei care nu știți, de la ora 12 noaptea până la ora 3 noaptea, ieri am comentat, au jucat cei de la Nexus, Redix, mai durează 3 euro, Cluj Power, let's go Cluj, let's go Redix, mulțumesc pentru donația de 3 euro Redix, din toată inima. Cel mai fericit e Wertic, acum poate explica schemele făcute de echipele... de echipele profesioniste, că ăștia chiar au, da, așa este. Nu este LAN, se joacă online și premiul este calificarea la EME Sydney, care a, acel turneu are premii de, vă spun imediat, cred că unde, ori 500.000, ori 250.000. Ia să vedem EME Sydney, Sydney qualifier. Așa, 250.000 de dolari. Și la LAN-ul acela de joacă Cloud, deja joacă Cloud9, FaZe, Navi, Renegades, SK Gaming, Fnatic și Mousesports. Și ca să vă fac o precizare, faptul că eu o să încep să comentez meciurile ale echipelor de tier 1, să știți că asta nu înseamnă că o să las echipele din România deoparte, nici de cum. La ce făceam mai înainte cu meciurile echipelor de tier 1, se adaugă aceste meciuri de tier 1. Thunder Core, donează 10 euro, asta e pentru o pizza Verti, meriți, mulțumesc Thunder Core, mulțumesc din toată inima. Doamne ajută, să știi că o să-mi fac o comandă, o să-mi fac mâine o comandă. Mă duc la, se numește Pizzeria Dana. O pizzerie care îmi place și într-un alt oraș în care mă duc, prin care o să trec și o să-mi iau o pizza. O să-mi iau o pizza, mulțumesc, două, trei pot să-mi iau de banii ăștia. Mulțumesc frumos Thunder Core, fac ciste și încă cuiva. Mulțumesc din toată inima, apreciez. Asta spuneam Angel White, o să... fac tot ce făceam înainte cu echipele din România și piperăm totul cu meciuri de tier 1. Credeți-mă că o să fie totul foarte, foarte ok, în regulă. Andorix, care mă durează un euro, Redix, ha, Cluj, legat de Cluj Power. Redix mai durează 3 euro, NP, oricând, mulțumesc tare mult, Redix. Acum se pare că echipele, că am intrat, dar suntem pe DAS 2, așteptăm să... să se conecteze, să se schimbe serverul, datele pentru Virtus Pro versus Astralis, cei de la Astralis. Pizzeria Dana sponsor mi, reclamă. am o rugăminte. Moderatorii, vă rog frumos, vă rog ceva tare, ce e important. Nu doar pe moderatori, ci și pe voi, vă rog tare mult. E foarte grav, dacă nu e grav, dar nu e bine să uit de reclamele acelea și cum nu am fost obișnuit să pun reclamele acelea de 6 minute de la YouTube până acum, este posibil ca după un match cu hype și așa mai departe, este o posibilitate să omit. Vă rog tare mult, imediat cum se termină o hartă, amintiți-mi, Werty, reclamele pe YouTube și o să știu despre ce este vorba. În regulă, Engine of Focus Sleep 0, se pare că este Neo cel care s-a logat deja, Kill Spec Stats 0, Kill Spec Showmining 0 și imediat o să vă arăt și ce se întâmplă aici în joc. Imediat. În regulă, haideți prieteni să intrăm în meciul Jetho Esports versus cei de la Virtus Pro. Jetho Esports, pardon, am citit de pe ecran, trebuie să se schimbe imediat în Astralis, o să se schimbe titlul de acolo de sus, nu eu le schimb, apropo, deci mă refer la acestea două, nu eu le schimb, administratorii trebuie să le schimbe, nu G2, am citit de sus și asta a fost problema. Ce frumos apare numele tău la stream-ul pe HLTV, mult succes, mulțumesc Adrian, eu l-am adăugat, eu am acces să le comentez, o să comentez EME Sydney dacă sunt acasă și am timp, da, cu siguranță. Și vă rog, prieteni, tare mult să apăsați fie butonul de dislike, fie butonul de like, în funcție de cum apreciați, știți voi, calitatea video-audio și neapărat acest match, nu știu, abia aștept să comentez meciurile acestea și credeți-mă, vreau neapărat să urcăm cât mai sus, să recomandate să vină lumea să urmărească meciurile acestea comentate în limba română. Steagurile, nu o să fie steaguri, din păcate, nu o să fie. Redix zonează 1 euro cu taxele să fie 10, mulțumesc Redix din toată inima, da, per ansamblu, îți mulțumesc frumos. Are you kidding me? Se merită, Redix, are you kidding me? Mulțumesc pentru donație de 10 euro totală, mulțumesc frumos.
Ok, pic. Dar mă referam că poate alții o să fie în într-o confuzie. GG pentru asocierea cu ESL. Mai degrabă, prieteni, am obținut permisiunea de a comenta ESL pe YouTube. Asta este cea mai mare realizare, credeți-mă. Cea mai mare realizare, faptul că am putut să ajung să comentez ESL pe YouTube. Pentru că puteam să fac asta pe Twitch înainte. Pentru următorul meci pe care o să-l comentez, o să trebuiască să adaug o să apară steagul echipei. La Virtus Pro să apară așa steagul Poloniei și logo-ul Virtus peste. Cam așa o să fie, știți cum este de obicei. Asta de la următorul meci de marți. De ce nu e Alex Lucian top donator în descriere? Cum să nu fie top donator? Scrie mare, top donator Alex Lucian. Cum să nu scrie? Scrie. Este chiar în partea de sus a tuturor, de asta nu-l vezi în listă. E G2 sau Astralis? Astralis este, prieten. Trebuie totuși să schimbe administratorul. Vedeți că intră Device, intră Zonic. Zonic cred că este al lor antrenor sau ceva de genul acesta. Hai să vedem, să schimbăm asta cu un map, cu harta. Map 2 este Inferno. Zonic cred că este antrenor. BO3 nu e pus bine, așa este. Gata, mulțumesc. Donează 1 euro, Alex, I will never lose. Salut, Werti, sunt mândru că ai obținut aprobarea. Cu plăcere pentru taxe. Da, mulțumesc pentru plata taxelor, Alex. Mulțumesc pentru suport și pentru donație. Omule, apreciez foarte mult și vă mulțumesc tuturor celor care ați donat în acest început de meci. Din toată inima, indiferent de sume, vă mulțumesc tare mult pentru ajutorul în plus pe care mi-l oferiți. Mulțumesc foarte mult. Care o să fie prioritatea mai mare, meciurile echipelor române sau cele de tier 1? După cum v-am spus, totul cu echipele din România rămâne la fel. Probabil o să existe anumite zile în care în funcție de importanța meciurilor și așa mai departe, o să aleg între echipele din România și asta. Dar vă spun, rămâne o prioritate considerabilă, o să rămână echipele din România, pentru că am început cu asta, vreau să le ofer suport în continuare și nu o să las asta deoparte nici de cum. În principiu, ce vreau să fac este să... La programul anterior pe care l-am avut până acum, adică să comentez cât se poate de mult echipele din România, să mai adaug o oră, două, probabil, de meciuri de tier 1. Hai să zicem că un best of one pe zi sau un best of one la două zile, ceva de genul acesta. Da, imediat se schimbă pe Astralis. Cred că acum se schimbă datele la server, să știți. Nu joacă G2, nu joacă G2. Salut tuturor celor 1000 de persoane. Salut. Care a fost faza cu Dust? Pe Dust se schimbă mereu harta. În momentul în care se resetează serverul, se schimbă automat pe Dust. Asta este toată ideea. Crezi că vei crește mai repede acum pe YouTube datorită faptului că vei comenta și ESL? Da, Angel White, mă aștept la acest lucru. Sper să se întâmple astfel. Dar nu o să se intercaleze meciurile din România cu astea alte. Dacă se intercalează în funcție de prioritate, o să merg pe unele meciuri. Mai mult înclinți pe echipele din România. Prieteni,
V-am spus că aia cu reclamele trebuie spus odată ce se termină o hartă. Și lăsați, vă rog, moderatorii să-mi amintească oricum doar un stream sau două, după aceea o să le pun eu. În regulă? Mamă, ok, numai puțin. Ok, stați puțin. Da, o să mă anunțe moderatorile legat de chestia aceea, așadar nu vă faceți griji. Legat de partea cu reclamele. Trebuie să se schimbe imediat, nu vă faceți griji, o să se rezolve, intră, se pare că sunt toți jucătorii. Zonic, nu știu cine, ia să vedem care-i treaba cu Zonic. Nu, o să intre un al cincilea jucător, oricum jucătorii momentan sunt... amestecați. Ultimele rezultate pentru cei de la Astralis: victorii împotriva Gambit, Hollywood, Nip și Envious, în timp ce pentru Virtus Pro, victorie în fața G2, victorie în fața Nip, au pierdut la LAN-ul V4 Festival împotriva Mousesports, i-au bătut pe FaZe și pe XCOM. Cam acestea sunt rezultatele celor două echipe în ultima perioadă. Da, e coachul, așa mă gândeam și eu. Așa, am revenit. Cu cine ții dintre cele două echipe? Sincer, cu nimeni. Dacă jucau FaZe, ziceam că țin cu cineva, dar în rest nu. Cu Bun și cu Zonic sunt antrenori. O să intre în locul lor jucătorii celor două echipe care lipsesc. Pe partea celor de la VP, de exemplu, trebuie să intre Mihu. O să joace, Mico, o să joace. Așa, o secundă, până mi-am aranjat și eu chat-ul aici, pentru că nu vă vedeam bine. FaZe, care e preferatul? Nico, în opinia mea. Cel puțin mie îmi place mai mult. Deci o să intre și Tez nu mai joacă la VP, acum joacă în locul lui Mihu. Ce nu mai are comunitatea noastră? Niciuna. Se blochează serverul, se bloca puțin serverul și eu am simțit. Doamne, Thunder, că beam apă. Nu țin cu nimeni, doar cu RT. Doamne. Asta da. Asta da. Mulțumesc mult, Thundercore. Are you kidding me again? Pentru donația de 10 euro. Mulțumesc din tot sufletul, omule, pentru donația. Donația și suportul continuu. Crede-mă, cuvintele sunt de prisos în momentul de față.
mulțumesc pentru cât m-ai ajutat alături de multe alte persoane pe live stream și îți mulțumesc tare mult pentru asta. Ne vedem la Cluj, da, duminica la 12:30 avem LAN la Cluj, la Casa Studenților. Neapărat cei din Cluj-Napoca, nu ezitați să veniți, Casa Studenților, o să comentez de acolo. Ne vedem, facem poze, ce vreți voi. Și o să puteți să stați în sală, sunt undeva la 100 de locuri. Salut toată lumea! Bun, acum ar trebui să... Match start, haide să vedem dacă se schimbă. Trebuie să apară Virtus Pro versus. Stați să întreb adminul între timp. Da, bun, 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 bun. În regulă, prieteni. Cu mult hype, cu mult hype. Începem o premieră pe acest canal de YouTube. Începem să comentăm meciuri de tier 1, Astralis versus Virtus Pro. Și acum, haideți că este timpul să dau și eu tot cea mai bun pe partea de casting. Chiar acum, ca să intrăm cât mai repede în recomandate, like sau dislike, prieteni, vă invit să apăsați aceste butoane. Virtus Pro versus Astralis este finala pentru EMI Sydney. Echipa care câștigă merge la LAN în Australia. Mie o se pare că deja la pit pe Magic Boy, Glaive, Leimna, Penio, exact în momentul de cultură care acesta intrase pe site. Zipnix a apără dinspre zona drop, dinspre zona shortului. Duprin vine pe Mihu, destul de haotic s-a intrat de către Virtus Pro înspre site. Iată că Zygmix mai reușește să-l găsească și pe Snacks. Bial este ultimul, totuși device destul de rău. Și acum este într-o situație 1 vs 1 cu jucătorul Zygmix de la Astralis. Revin imediat Antronic la tine, n-am vrut să întrerup. 2 HP și trebuie Bial să încerce să joace cât mai mult în cover. Iată că Zygmix trage, poate să-și aducă fragul cu numărul 3 și le elimină pe acesta. Rundă pentru Astralis, este 1-0 în momentul de față pentru jucătorii danezi. Iar Antronic a donat între timp 10 euro de asemenea. Și uite așa se duc banii de sărbători. Doamne, nu știu dacă să mulțumesc sau nu pentru că spui chestia asta. Mulțumesc, Andronic, mulțumesc tare mult pentru donația de 10 euro de asemenea. Din toată inima, omule, mâna pe inimă. Mulțumesc tare mult. 1-0 pentru Astralis. Și să vedem ce vor face pe partea de arme. Văd că merg deja pe două MP9, un M4 la Xipnix și în rest Glaive și cu Magisk încă nu au cumpărat. Se pare că Magisk va fi un stand-in pentru un coechipier al celor de la Astralis care nu joacă. Pistoale pentru Virtus Pro, de care 3 jucători, 4 rămân pe Glock 18, CZ la Bialy. Vedeți că vor cei de la Astralis să obțină aceste informații. Primul lucru pe care l-au făcut au fost să trimită oamenii în Top Mid ca să-și dea seama Virtus Pro joacă la unul dintre site-uri sau nu, sau doresc să-și facă split-ul. Și dacă nu găsesc pe nimeni aici, mai mult device. Uitați-vă puțin câte informații culege device în momentul de față pentru coechipierii săi. Dupri probabil să meargă la rotație, exact asta și face, dinspre window, merge către site-ul B, acolo este și bomba, este rush-ul celor de la Virtus Pro, mai degrabă intrarea cu 3 jucători către site-ul A, acolo unde Magisk Boy reușește double kill-ul de la Shadow. Totuși Mihu a reușit să intre în site-ul B alături cu Echipierul Zou, a fost un fake de la jucătorii polonezi. Ultimul este Pasha, care este chiar în palat, departe de acțiune, bomba se va demorsa fără nicio problemă de către Astralis și chiar Pasha a picat ulterior. Dar intenția celor de la Virtus Pro a fost bună. Tot ce au vrut să facă au fost să planteze, astfel încât în momentul în care se termină această rundă cu numărul 2, să aibă acel bonus în plus de 800 de dolari. Asta le aduce un full buy în runda următoare. Alex D, 55 donează 1 euro. Da, să fie cu bulan pentru Astralis. Eu zic că cu skill aici nu mai e chiar neapărat vorba de noroc. Alex, mulțumesc tare pentru donația de 1 euro. Mulțumesc tare mult. 2-0 pentru cei de la Astralis. Iar Virtus Pro, observați că se întâmplă exact ce spuneam eu pe partea de economie. Tot ce au vrut să facă polonezii a fost să planteze acea bombă, să-și ia un bonus de 800 de dolari. Și acum să se lupte de la egal la egal cu jucătorii danezi.
Device văd că are AVP. Să vedem în mid ce fac acești jucători de la Virtus Pro. Se trage deja de către cel din top mid. Este vorba de Mihu. Răspunde Mihu cu gloanțe de AK-47 care șuieră spre conector. Device pus la pământ. Doamne, încă o dată Thundercore mai donează 10 euro. Nu așa. Vin un ajutor pentru etii de sărbători. E nebunie mare Thundercore din toată inima. În toată inima spun că e nebunie mare. Mulțumesc tare pentru donație de 10 euro Thundercore și nu știu cât s-a adunat per total, dar e enorm. Mulțumesc tare mult, omule. 4 vs 2. Cei de la Astralis rămân cu doar 2 jucători în viață și se pare că această rundă de arme de calibru mare le priește polonezilor. Pașa îl prinde pe Zikmix exact în momentul în care acesta a făcuse picul de la short. Și Dupri este ultimul. Puteți să faceți spam, dragi prieteni, vă rog frumos, cu emojiurile din descriere pentru donații, pentru Thundercore, pentru Andronic, pentru Redix, pentru Alex Lucian. Și sper că n-am omis pe absolut nimeni cu donațiile acestea de peste 10 euro și implicit pot să spun că pentru toate persoanele acestea cu donațiile din această seară. Vă mulțumesc tare mult pentru toate donațiile de înainte să înceapă meciul. Vă mulțumesc frumos, e pentru voi toți. Virtus Pro câștigă o rundă. Astralis încă mai au bani să cumpere niște... Iată, din nou vedem o foarte mare, un amalgam de armament pe partea celor de la Astralis. UMP, acel... o secundă, doamne, că nu-mi mai rezist să și comentez, să și citesc donațiile, îmi cer scuze. Amalgam și CZ-uri și UMP și o armă de asalt, acele M4 și AVP-ul. Totorin a donat un euro, mulțumesc tare, Totorin. Andronic Sky de asemenea un euro. Imediat Andronic revin la donație în momentul în care se termine această rundă, ca să nu mai întrerup. 4 vs 4. Dupri l-a prins pe Pașa cu AVP-ul acela. Observați că acel AVP a plecat de la Device la Dupri. Device, fragul pe Mihu și deja cei de la Astralis se pare că vor să rupte înapoi. Nio vine cu AVP-ul, cu Molotovul în mână. Dupri așteaptă să vadă dacă vine cineva dinspre zona apartamentelor B, dar încă Nio nu înaintează. Chiar mai mult, acesta a venit undeva în lower tunnel și se va întâlni cu coechipierul său Snacks. Iarată-i pe cei doi. Își fac un boost. Snacks, prin urmare, a intrat în window. Mialin nu găsește pe nimeni. Îl avea totuși pe Dupri cu AVP-ul care este în City Spawn, după cum puteți vedea. Imediat revin Andronic și citesc donația. Zipnex i-a dat damage foarte mult lui Snacks. Se lasă 19 și iată că doar un CZ poate să facă extrem de mult. Molotov pentru City Spawn. Prin urmare trebuie să se întoarcă Dupri, dar iar Device să vede pe Nio, pică și Zack și acum Bial este ultimul în viață. Până că Molotovul poate să scoată pe Dupri din ascunzătoare, ia foarte mult damage și vine Zipnic și el a ieșit spre jungle. Rundă pentru Astralis și iată că jucătorii danezi reușesc foarte bine să se descurce cu acele două CZ-uri pe lângă un UMP, AVP și M4. Andronic Sky donează un euro. Eu trebuie să ies cu toată părerea de rău, dar hai Virtus, let's go Werty. Poate îmi zici și tu cine a câștigat, dacă nu e un deraj prea mare. Îți spun Andronic, îți spun. Mulțumesc tare mult pentru donația de un euro și îmi cer scuze cu amânarea, dar prietenii, o să încerc să dacă sunt multe donații să le las pe sfârșitul rundei, ca să nu mai întrerup atât de mult castingul. Cred că sunteți de acord cu mine. Mulțumesc tare mult pentru suport, Andronic. A picat deja Pașa, a fost eliminat de acel Molotov care a fost aruncat, cred eu, în undeva în rampă. Este execuția jucătorilor de la Virtus Pro care vine pentru site-ul la Device, vine cu AVP-ul acela. Magis, că l-așteaptă pe Snacks, l-a văzut și imediat coboară în shadow. Pe Nioș, pe Coipierul, s-o poate să-i vadă pe amândoi. Magic, triple kill extraordinar. Îi prinde pe Nio și pe Bialy după ce l-a eliminat pe Snacks în palat. Jucătorul de la Astralis, iată că prinde linia de doi jucători către Sandwich și aduce foarte repede runda cu numărul 4 pentru Astralis. Se pare că nu merg reluările pe scena aceasta. Va trebui să nu să le refac, dar va trebui să activez replay-urile și pentru aceste, pentru scena, colecția de scene pentru ESL. O să fac asta după, pentru următorul meci.
Glei foarte agresiv, l-a prins pe Snax și Snax nu a vrut să se lasă destul de ușor și prin urmare s-a luptat un versus 1 cu jucătorul danez. Dupri vine și atât agresivitatea celor de la Astralis poate să funcționeze extraordinar. Iar Dupri și cu Glei împreună fac 3 eliminări în top mid, chiar dacă cei de la Virtus Pro aveau nici măcar armuri mici. Cred că a fost un fleco pentru ei. Cei de la Astralis au știut că trebuie mai bine să meargă cu o agresivitate în mid și atât că a mers totul bine pentru ei. Din nou cei de la Virtus Pro vor cumpăra. Ce s-a plăcut cu Tez? A mers la Kinguin Tez. Flash-ul în față pentru Snax, nu vedea pe nimeni. Mihunte timpul prinde pe Glaive. Iată că sunt chiar doi jucători la Virtus Pro care se îndreaptă către ieșirea din tunel, către mid. Mihu pune presiune, chiar acolo este Magis, dar din păcate pentru el, jucătorul Mihu este cel care ia și foarte multă pagubă. Se lasă liniște, Virtus Pro au controlul midului. Bomba este la jucătorul din tunel. Este Neo acesta. Rămâne alături de doi quick pierce next și e vorba de Bialy, dacă văd bine. Ba de Pasha, care este în catwalk. Flash-ul va arunca Neo pentru Pasha, pentru short, dar nu iese într-acolo Pasha. S-a luptat cu Zibnix, dar Dupri era acolo la datorie. Flash-ul în față pentru Magis. Nu a fost un alt smoke. Magis cu eliminare. Continuă să tragă, nu prea mare glanțe, dar chiar sub efectul Flash-ului e reușit să-l pună la pământ și pe Neo. 2 versus 2 acum și situația nu poate să arate neapărat bine pentru Virtus Pro, pentru că l-au pe Mihu foarte low și iar că a fost o țintă foarte ușoară pentru Dupri. Bialy merge la bază, dar doamne, de unde a tras Device? Ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Device se uita cu AVP-ul dinspre short. Avea un mic gap de la acel smoke pe care îl aruncaseră jucătorii care au jucat în această zonă și l-a eliminat pe jucătorul de la Virtus Pro exact în momentul în care Coipierul său urca pe piramidă. Și iată cum a reușit să îl salveze pe al său cochipier Device cu acel foc de AVP. 6 la 1 se distanțează echipa Astralis de Virtus Pro. Incendiară care vine pentru tunel. Dupri este din nou foarte avansat și știe că trebuie să lupte astfel în momentul în care Virtus Pro joacă doar cu pistoale Device. Double kill pentru jucătorul de la Astralis. Virtus Pro i-a ieșit unul câte unul double pick de la jucătorul danez. Iar Bialy este ultimul în momentul de față. Bomba este în mid, nu poate să o ia, se luptă totuși cu Magisk. Reușește eliminarea pe aceasta. Pe acesta, pardon. Va sări către piramidă. Device ratează pentru prima dată. Încearcă nou scopul. Scoate CZ-ul. 1 versus 1. Pistol versus pistol. Și reușește să-i aducă pe cei de la Astralis în 7 runde. Ce se câștigă în finală? Premiul este calificarea la EME Sydney cu premii de 250.000 de dolari. Nu uitați, prieteni, că puteți să pariați pe meciurile de Counter-Strike Global Offensive de Tier 1 pe care le comentez pe Drake Lounge. Sponsorul meu Drake Lounge este un site de pariuri pe care primiți un dolar cadou în momentul în care intrați pe linkul cu numărul 2 și vă logați cu Steam-ul, tot ce trebuie să faceți și apoi aveți acest cadou cu care puteți să începeți să pariați chiar pe aceste meciuri pe care o să le comentez și pariați și apoi urmăriți și meciurile în limba română comentate de către mine. Best combo, best combo. Arme de calibru mare din nou pentru Virtus Pro. Observați acest WVP setup de la echipa Astralis, Dupri și cu Device. Cei doi jucători de la echipa din Danemarca merg pe acest setup pentru a se apăra. Unul care ține site-ul B, mai exact primul window de la apartamente, Device responsabil de site-ul A. Și din nou cei de la Astralis sunt foarte agresivi și cu această tactică pe care o pun în aplicare, ei obțin foarte multe informații. Acum cred că Device ar putea ști că trebuie să se rotească către site-ul B, chiar Dupri să avanseze mai degrabă să până face primul frag dinspre kitchen. Dar Virtus Pro să nu uită încă oricând pot să vină prin tunel către mid și apoi să meargă direct prin conector către site-ul B. Snax de unul singur, auto de covic pierul său, încearcă să mai pună puțină presiune undeva înspre conector să îi țină acolo pe jucătorii de la Astralis din acea zona. Magisk vine din spate, Zygmunt ține midul, s-a tras către Neo, rămâne cu 10 HP pentru că a fost un wallbang pe care l-a reușit jucătorul cu AVP-ul dinspre kitchen. Îl găsește pe Dupri Bialy, vine Zygmunt cu double-ul și acum dinspre zona shortului poate să-i vadă pe jucătorii aceștia. Bolonez care coboară al treilea frag pentru Zygmunt, lasă damage de la coipierul său. Iar Magisk va încheia cu acel flank foarte, foarte lung. Iată că a meritat până la urmă, chiar dacă situația degenera oricum în defavoarea jucătorilor de la Astralis.
Bagisc, cu acest flanc pe care l-ați văzut, putea să mărească pasul și să vină mai repede în spatele jucătorilor polonezi. 8-1 și probabil cei de la Virtus Pro sunt cei care cer un timeout în momentul de față. Din nou va fi o rundă, sau mai degrabă pot să cumpere cei de la Virtus, dar îi va costa puțin, trebuie să meargă pe armură mare, că 47 asta se presupune 3700 de dolari, și mai adunați și scădeți acei 3700 din sumele pe care iau Snacks, Mihu, Bialei și Cunio și vă dați și deduceți câți bani mai au pentru a lua și utilități. Și veți observa că nu vor avea foarte mulți bani pentru acest lucru cei de la Virtus Pro. Nio are un smoke pe care să-l folosească, două flash-uri și un smoke la Snacks, smoke de asemenea la Mihu și cam atât este totul. O să comentez și Lanul, cel mai probabil da, cel mai probabil da. $250,000 sunt echipe de tier 1, prieteni, nu mai sunt, se joacă la un nivel foarte înalt aici, aici sunt echipele cele mai, cele mai bune din lume pe care le comentez. Zepunix iese dinspre zona jungle-ului, 3 vs 3 ajuns situația, aruncă flash-ul pentru IPL-ul sau device și cred că un jucător cel puțin la Virtus Pro va intra sub acel efect. Doar unul pică, este vorba de Mihu, vine pașa cu rifracul, iar Virtus Pro au timp să se retragă către T-spawn și să meargă către site-ul B, cel puțin să calmeze puțin lucrurile polonezii și asta și fac. Bialy și cu pașa iau decizia după atâtea runde pierdute în mod consecutiv, 6 la număr. Virtus Pro neapărat trebuie să ia o decizie care să meargă, care să facă să meargă acest meci în favoarea lor. Zimnic se aude. Acum are a transmis informația pentru Dupri, Dupri care va veni cu APP-ul și se va uita exact către acel window de la apartamente B. Îl prinde pe pașa exact în momentul în care ieșise. Bialy este ultimul, va lua bomba de pe jos. Dupri totuși se uită în spate în cazul în care polonezul ar veni la flank, să fi cumva intrat cumva dinspre ladder room, de exemplu, direct în window. Îl vede Bialy, nu l-a văzut pe Dupri, nici Dupri nu-l vede pe jucătorul polonez, având în vedere că nu s-a tras deloc. Face pico Zipnix, îl vede pe Bialy, îl elimină. 9-1 pentru Astralis, dragi prieteni. A 7-a rundă în mod consecutiv pentru echipa din Danemarca. Și nu știu câți dintre voi v-ați fi așteptat la această lovitură tare a celor de la Astralis. Cum a intrat pe GoTV, sunt comentator ESL. Mă bucur, curaj cățelul cel fricos. Da, 250.000 de dolari este premiul. Easy for Astralis. Mersi Alex, te salut, salut toată lumea. Salut, bine ați revenit. Două VP-uri din nou pentru Astralis. Iată cât de bine se descurcă jucătorii aceștia și având în vedere că încearcă din nou același lucru, se pare că vor continua, cel puțin până în momentul de față, când Dupri îl prinde pe Mihu, încearcă Nio rifragul, sare chiar în partea de jos a catwalk-ului, l-are stega pe device și el face eliminare prin smoke. 4 vs 4. Magisk trebuie să se aștepte și face bine că se uită și către pala double kill pentru Magisk. Foarte bine realizat. Pașa și cu Nio trebuie să aibă mare grijă în momentul de față, pentru că sunt prinși între jucătorii de la Astralis. Magisk îl prinde și pe Pașa, reușite pragul cu numărul 3 și cred că este top pragul celor de la Astralis. Nu chiar, sunt mulți jucători, 4 dintre jucătorii celor de la Astralis undeva acolo sus la capitolul fraguri, anume între 10 și 12 pentru 4 dintre jucătorii lor. Da, Berkant, salut Boomer, salut, bine reveniți, bine ați revenit toți, salut, salut! Face picul acesta device, a dat ceva damage, nu mai trage jucătorul acesta de la Astralis abia acum. Nio este pus la pământ, Glaive este acolo să-l ajute și cred că cei de la Virtus Pro nu se vor aștepta la o armă de asalt care să fie poziționată în conector. Glaive double, triple pentru Glaive. 11-1 foarte rapid, rundă de pistoale pentru Virtus Pro forțată, din nou cumpără și Virtus Pro neapărat trebuie să facă o schimbare, dragi prieteni, în apărarea lor, pentru că Astralis se descurcă foarte bine pe partea de CT. În atacul lor, mă scuzați. Nimeni nu este din România în momentul de față. Sunt echipe de tier 1, prieteni, nu. Vedeți acolo, sunt steagurile echipelor aici. Nu este nici, nicăieri vreo echipă din România în acest match. Nu
uitați, prieteni, dacă sunteți noi în zonă și n-ați dat subscribe încă canalului meu de YouTube, vă invit să dați subscribe chiar acum pentru a rămâne la curent cu meciurile pe care le comentez eu în limba română. Și meciurile echipelor din România și în scena internațională, acum pot să spun, și meciuri de tier 1 și turnee interne. Cu cea mai mare plăcere vă spun acum asta și echipe de tier 1. Astralis păstrează WVP setup-ul la Device și la Dupri. Grenadă care este aruncată pe sub mână în mid de către jucătorul Device, dar nu găsește pe nimeni. Ba chiar Snacks cred că a fost secat puțin. Am văzut exact cine ieșise dinspre tunel. Clay se luptă de la o distanță destul de mare și își asumă un risc luptându-se cu Pasha, care are AWP-ul la pus la pământ. Iar pe Clay, dacă îl va elimina și pe Magis, că era foarte bine pentru Virtus pentru că puteau să intre în la fără nicio problemă, a venit Nio totuși din spate și astfel 4 vs 2 este prima dată când am putea spune de faptul că cei de la Virtus Pro ar putea să scoată o rundă în cele din urmă. Singurul jucător de la Astralis care s-a apropiat ceva mai mult de site este Device. Îl are pe Pasha în partea dreaptă. Nio totuși se alătură, vine foarte aproape de el, îl seacă până la 31-11. O, cât de aproape a fost, doamne, Device, ce frag a fost acela. Eliminare prin ticket. Știa că este Nio poziționat acolo, trebuie să se grăbească, sare. Nu îl pune la pământ pe Pasha, ba da, îl elimină și pe acesta. Dar Snacks prinde linia de doi oameni. În sfârșit, runda pentru Virtus Pro. Aveau nevoie neapărat de asta. ...32.992 de subscriber, facem 30.000, dragi prieteni! Facem 33.000 chiar! Nio vine cu rifragul după ce l-a pus la pământ Magis pe coifierul său Mihu. Virtus Pro destul de dispersați pe hartă în aceste momente, dacă puteți observa. Nio în top mid, Snacks care atacă site-ul B și Pasha și cu Biali cu bomba chiar lângă site-ul A. Glaive ține singurel. 999, 32.999, facem 33.000 ca la o licitație. Glaive-ul pune la bomb pe Pasha, Biali cu rifragul, să vedem dacă Biali poate face mai mult. Da, și face double kill-ul pentru Biali. Rămâne 1 vs 1 cu Dupri, care încearcă să facă wallbang-ul din nou, precum a făcut și Device. Bine, Nio trage, le elimină, 3 vs 1, 3 vs 1 și Zipnix nu este într-o situație care îl avantajează. Dar dacă stă ceva mai pasiv, a reușit, pragul cu numărul pe Biali, double kill-ul pe Nio. Și într-un 1 vs 1, Zipnix trebuie să intuiască faptul că Zdax vine din spate. Nici măcar nu se uită, ba da, dar Zdax are reacția primul, pentru că știa unde este localizat jucătorul de la Astralis. Iată că pe final de primă rundă, primă jumătate, cei de la Virtus Pro recuperează două runde, dar mai este cale lungă, 33.000. Extraordinar, dragi prieteni. Am ajuns la o sumă mare și sper să ajungem și mai departe. Vă mulțumesc tare mult pentru subscribe-ul acesta și sper că vă place, o să vă placă. Sper că o să vă placă meciurile de tier 1 pe care o să le comentez. Vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Are medical liber mare pentru ambele echipe. Este ultima rundă din această primă jumătate. Magis, iată, foarte agresiv Magis, este atâta oară când vine către palat, către rampă. Double kill. Grenadă lângă Snacks, se cază la 32 de la 60 ceva HP. Este acum top fragul lui Magis cu 16 eliminări. Snacks l-a auzit pe Glaive, acelui specul, acelui smoke a expirat, dar era prins în crossfire de 90 de grade de către Dubric și de către Glaive. Mihu și cu Nio sunt doi în viață, bomba este picată undeva în spate. Totuși Nio, nu uitați-vă ce flag face Nio, a tras, nu știe că este Glaive acolo, ar trebui să... Oh, le eliminăm și pe acesta, double kill pentru Nio. Se duce situația 2 vs 3 de la 2 vs 5 de către Nio de unul singur, dar uitați-vă puțin la hartă. Jucătorul Magis care are bomba și l-așteaptă pe Nio să vină, sare peste el, Nio continuare, al treia flag pentru Nio, super. Device este ultimul și se pare că Virtus Pro a reușit să întoarcă această rundă. Nio și cu Mihu, doar ei doi versus și jucători de la Astralis. Și iată că lucrurile merg în favoarea lor, Mihu trage și el. Dar Device l-a văzut la timp cu AWP-ul acela. Mihu și el a tras ceva mai repede. Nu se vedea Device cu tot corpul. Device acum se uită exact către apartamente. Nio rămâne pe bătaie și acum vrea să fie agresiv. Mai are 20 secunde. Este acesta și Nio scoate 4 fraguri. Am putea spune datorită faptului că Mihu n-a făcut nicio eliminare în primă fază, doar una avea per total, dar asta înainte să rămână Nio, să scoată ultimele 4 eliminări.
practic face Nio acel clutch 1 vs 4 și scoate runda pentru Virtus Pro, scorul devenind 11-4. Și vă repet, dragi prieteni, puteți să pariați pe meciurile acestea dacă intrați pe Drake Lounge. Linkul cu numărul 2 în descriere, este un site de pariuri pe care îl recomand cu toată căldura, 100% safe, 100% legit. Peste 1000 de persoane pe live stream au folosit acel cod din descriere, WertyGT, dacă trebuie, dar trebuie de obicei să vă logați doar cu Steam-ul și aveți automat $1 cadou cu care puteți să pariați. Și dacă vă căutați o echipă de Counter-Strike Global Offensive cumva, dacă vreți să vă începeți o carieră prima dată de amator sau probabil după aceea de jucător semi-pro, dacă aveți talentul și probabil unul dintre voi îl aveți, căutați-vă echipa pe dreamteam.gg. Linkul cu numărul 3 în descriere este o platformă pe care puteți să căutați alți jucători din România cu care să vă formați o echipă. Peste 3000 de jucători din România se află deja acolo. Schimbă logo-ul de la echipă. Da. Mulțumesc. De meciurile viitoare, să știți că acestea vor fi de la server, gata puse. Deci va fi în regulă. Știu că este peste text, dar curând o să apară și steagurile echipelor și astfel nu o să mai fie nevoie să le mut. O să vedeți imediat. Aveți o puțină răbdare. Ți-a luat foc live-ul, îmi pare foarte bine. Nu chemați pompierii, nu-i chemați. Vă reamintesc, prieteni, care este ce presupune parteneriatul cu ESL și faptul că eu pot să comentez meciurile acestea pe canalul de YouTube. La sfârșit de fiecare hartă voi pune o serie de reclame, deci 6 minute per total de la YouTube. Dacă aveți ad blocker, să știți că nu o să vă apară, dar în momentul acela vom avea o pauză de 6 minute până la următoarea hartă. Deci doar la sfârșit de hartă, nu la sfârșit de primă jumătate sau ceva de genul ăsta. Vă rog, știu că v-am rugat la început, dar vă rog, nu mai amintiți cu reclamele. Mă descurc acum, e ok. O să-mi intre în mână fără nicio problemă și am moderatorii să mă ajute. În regulă, totul este bine. Mai punem ceva mai la stânga, logo-ul celor de la Virtus. Ceva mai la dreapta, probabil, celor de la Astralis și totul este perfect. 11-4, runda de pistoale și se pare că cei de la Astralis vor să avanseze foarte repede direct către site-ul ăla. Double kill de către Ctufrag, de către Xipnix, Dupri și Magic. Se pare că Magic double kill și continuă cu această performanță la capitolul fraguri. Snacks destul de repede, a rămas ultimul în viață. Intrarea celor de la Astralis către site-ul ăla a fost excepțională la capitolul fraguri. S-a tras foarte bine, headshot-urile au venit pentru ei. Snacks intuiește bine că se uită în spate. Poate Device venea cu acel cuțit în mână, dar nu-l cruță Snacks nici de cum. Dupri se iese către el, este pus la pământ de către Dupri, se iese către Snacks și vine runda pentru Astralis. Acum că cei de la Astralis câștigă această rundă de pistoale, lucrurile nu arată bine în prima hartă pentru Virtus Pro. Da, am făcut 33.000. Săptămâna viitoare, marți, următorul meci va fi FaZe Clan versus Envious, să știți. FaZe Clan versus Envious se va juca. Zipnix, iată, cu acel Max 10 a reușit să le elimine pe Pasha chiar sub efectul flash-ului. Device știe unde este Nio. Au izolat Astralis cu aceste smoke-uri, după cum puteți observa zona piramidei respectiv jungle-ului. Nu pot să vadă mai nimic cei de la Virtus Pro pe partea de retake. Totuși, destul de agresiv Zipnix a vrut să vină la vânătoare și este penalizat de către Snacks pentru alegerea sa. Un burst de la Magisk pe capul lui Mihu. Este eliminat acesta. Și vine Dupris în cheia această rundă. Este de ușoară pentru Astralis. Rămân cu 4 jucători în viață. Runda următoare va fi o rundă în care cei de la Virtus Pro, poate unii dintre ei vor merge pe un pistol, dar nimic mai mult de atât. Bialy cumpără un P250. All of Meister este la face. Mulțumesc tare mult, Razer. Hi, Werty. Hi, unde? Mulțumesc. Messi Batman, mulțumesc tare mult. Salut, bine te-am găsit. Salut, Stie Belco. Salut toată lumea. Bine v-am regăsit aici pe live stream. Da, Mihu a jucat foarte bine pe LAN. Foarte, foarte bine pe LAN.
Este puțin paradoxal să joci bine pe LAN și să... Bine, are o zi proastă cu siguranță sau chiar o hartă care nu-i convine lui. Oricum sunt și alți jucători, Snack și Pașa foarte aproape de ei la capitolul fraguri. Dar aș juca foarte bine la LAN, Mihu. La LAN-ul de la V4 Festival, când i-au bătut în finală pe cei de la Mouse Sports. Când au pierdut, pardon, în fața celor de la Mouse Sports. 4 vs 2, iar cei de la Virtus Pro vor pierde destul de ușor această rundă și de asta nici nu am insistat cu comentariul, pentru că Virtus Pro doar pistoale pentru ei pe 250 la Bialy, după cum spuneam. O fi eliminat și Snacks, ultimul este Pașa, vine în fața lui Zibnix, pică și acesta, 14-4, Astralis la doar o rundă distanță de acel match point. Virtus Pro nu prea mai au și nu prea mai au, nu trebuie să le lase celor de la Astralis oportunități să piardă vreo rundă. Să câștige vreo rundă, mai bine zis. Pleacă Virtus Pro, site-ul la ținut de 3 jucători, se pare că Snacks, Nio și Kumihu. Donații de 1 euro de la Sami, salut Test, te salut și eu Test, Sami, mulțumesc frumos pentru donația de 1 euro, Sami. Mulțumesc frumos, merge donația, merge, mulțumesc frumos pentru donația de 1 euro și pentru și faptul că ai plantat, ai plătit și taxele pentru donație. Mersi Sami, mersi din toată inima. O, Mihu l-a văzut pe device, capul lui device s-a văzut. Mihu este cel care face primul frag pentru cei de la Virtus Pro. Zupri, foarte agresiv, boostat de coibierul său și vedeți că nu se oprește, merge destul de repede către jungle. Se rotește Glaive, vrea să aducă bomba către site-ul lab, destul de importantă mișcarea, mutarea celor de la Astralis, anume faptul că a venit Dupri în jungle. Să nu uite Nio de el, pentru că observați, Nio nici măcar nu este atent în spate. Mihu l-a prins pe Magis care făcea rotația, a ieșit dinspre palat, au înaintat mai, ceva mai mult și Virtus Pro. Și l-au pe Mihu în spatele lor în amice. Am putea spune că și Dupri este un jucător care este acolo și vedeți că exact asta se întâmplă. Dupri își valorifică acea poziție extraordinar și face double kill-ul dinspre jungle. Era destul de low jucătorul dinspre Shadow. Îl așteaptă totuși Next cu AWP-ul. Iar acum este Zibnix cel care trebuie să ia neapărat bomba în mijlocul site-ului A. Snacks vine cu AWP-ul. Nu vede pe nimeni, caută în mid. Acum are confirmarea faptului că Zipnix este în site, vine bolotovul pentru acea zonă. Și chiar dacă face eliminarea pe Mihu, nu este destul, pentru că Snacks era prezent la baza piramide cu OVP-ul. 14-5, rundă pentru cei de la Virtus Pro, odată ce au reușit să cumpere. Dar după cum spuneam, nu trebuie să mai lase echipa Astralis să câștige runde, pentru că ei intră în match point și nu doar atât. Faptul că Virtus Pro au reușit să ajungă până în runda cu numărul, să ajungă să piardă 4 oameni, mă refer. Și asta am vrut să vă arăt aici, că au rămas cu 4 oameni. Sami dorează 2 euro, vin donațiile grele. Mulțumesc frumos, Sami, dacă spui. Îți mulțumesc tare mult pentru suport. Să știi că eu apreciez enorm oricum tot suportul. Naga dorează 1 euro și revine. Nu prea mai face față Virtus Pro. Ei bine, Nagato. Se pare că încet, încet, cam așa și este. Snake totuși elimină pe Magic. Se pare că cei de la Virtus Pro vor să răspundă. Mihu pune exact aceeași tactică în aplicare pe partea de apărare, pe cum a pus-o și cei de la Astralis pe partea de CT. Și anume avansează foarte mult în mid. Astralis au reușit să intre în site-ul B. Este prins Pașa în acea poziție de către Dupri. A tras prin smoke jucătorul de la Astralis, danezul. 4 vs 3, totuși de la Astralis încă nu au plantat. Bialy vine cu flagul pe Dupri. Zimnix așteaptă la bancă, îl vede pe Mihu. Era destul de low, totuși nu uitați-vă la apartamentul, pentru că acolo vine Nio la flank și poate să-i prindă pe Astralis într-o poziție destul de urâtă. Snacks foarte frumos, flick și atânseacă destul de mult pe coicpierul device, dar nu mai contează. Important e că device face eliminarea. Și acum device va planta și vine Nio din partea de sus de la apartament B. Poate să iasă către acel window, dar nu. Device apucă să planteze, îl pune la pompe Zipnix și ultimul este device în această rundă. Îl vede pe Bialy, dar nu contează. Cei de la Virtus Pro, iată, nu îi lasă pe Astralis nici de cum să câștige o rundă. Scorul va deveni 14-6. Ce intonație faină ai, mersi tare mult, Cosmin. Mulțumesc încă o dată, Sami și Nagato, pentru donațiile de 3, respectiv 1 euro. Mulțumesc tare mult, dragi prieteni. Salut-o pe Ana, să mă uit liniștit la tine. Bună, Ana! Da, prietena lui Cristian. Bună, bună. Ești un bun comentator, succes. Vă mulțumesc tare mult, prieteni, pentru cuvintele voastre frumoase.
Să-i doneze cineva o gură de aer. Îmi pare bine că sunteți mulți dintre voi care ați aflat de canalul acesta. Eu sunt Ueti, comentator de Counter-Strike Global Offensive din România. Comentez meciul de CSGO de aproape un an și am început acest canal de YouTube doar cu live-uri de Counter-Strike Global Offensive. Astăzi, astfel am ajuns la 33.000 de abonați. Astfel, dacă vreți să vă alăturați aceste mari comunități, 33.000 de persoane, dragi prieteni, în România, cu siguranță, care vor să urmărească meciuri de CSGO comentate live în limba română. Sunt 33.000 de fani ai e-sportsului la CSGO și este de apreciat asta. Credeți-mă, eu consider că este o mare, mare realizare pentru România, având în vedere faptul că avem astfel de un număr atât de considerabil de persoane care vor să urmărească CSGO e-sports. 14-7 și Virtus Pro. Cel mai important lucru, probabil, este faptul că au 5 jucători care au rămas în viață. Asta presupune faptul că nu trebuie să ne investească foarte mult. Observați, maxim $1,600 pe care i-a investit Bialy pentru a-și lua probabil Defuse Kit-ul plus toate grenadele. Grenadă de la Mihu, dar l-a observat pe Magisk și n-a mai putut să lasă grenada diminuată, trebuie doar să o arunce într-acolo. Așa, foarte bine, două kill-uri cu AWP-ul acela, un ușor flick shot pe Glaive. Nu, acel molotov l-a lovit în cap pe Zipnix. N-a picat, da, a picat la sandwich. Da, chiar am jucat tot la sandwich, să fi zis că era folositor. Dar ați văzut, molotovul l-a lovit în cap pe Zipnix și astfel s-a dus în partea de jos. Pașa așteaptă cu AWP-ul în jungle la 13 HP. Face picul și este mort. Zipnix este pregătit să tragă într-acolo. Și aude, Pașa vrea să se uite și către site-ul B. Cei de la Virtus Pro au pierdut legătura cu site-ul B. Nu au absolut nicio informație legată de acea zonă. Dar având în vedere că se aruncă creandele de către cei de la Astralis și se aude și plantul, destul de clar faptul că Astralis au jucat site-ul A. A fost pus la pământ Snacks în momentul în care a făcut picul dinspre City Spawn, iar Pașa este pus în situația de a face acest save. Pentru că probabil cei de la Virtus Pro, da, nu vor avea banii pentru un AWP. Nu vor avea banii și Pașa ar fi cea mai înțeleaptă alegere să facă acest save. Dacă adunați, va fi un bonus de $1,400 pentru cei de la Virtus Pro, pentru că au pierdut prima rundă după ce au luat 3 Astralis. Bonus de 1400. Veți vedea că în afară de fraguri nimeni nu va avea banii necesari pentru un AWP. Chiar Pașa îi are și acum Pașa poate să facă următorul lucru. Își dă un drop de AWP unui coipier al său, care este second upper. Iată că face asta către Snacks și ăla cum cumpăra ori M4 ori un AWP și fac WVP setup-ul. Exact ce spuneam. Nu l-am pus la când am calculat sumele pe care le aveam un bancă și am spus că Virtus Pro nu poate să cumpere un AWP. Nu m-am uitat la suma lui Pașa, el fiind în viață. Dar da, Pașa are banii și face exact ce am spus eu. Lasă AWP-ul său lui Snacks și ia, cumpără el încă un AWP și astfel cei la Virtus Pro vor merge în runda cu numărul 8 din a doua jumătate cu un setup pe apărare de 2 AWP-uri. Grenadă, dar a înaintat-o exact în piramidă. Bialy îl salvează pe coidierul său. Glaive plantează, n-a fost auzit plantul. Iată că avansează din o sare direct către zona de la Tetris. Se retrag acum Astralis pentru că vor să joace această situație cât mai pasiv. Și să vedem ce se întâmplă acum în site-ul A. Device aruncă molotovul acela, Bialy probabil să iasă, se aruncă acele grenade în continuare de către Virtus Pro pe partea de retake. Snacks l-a pus la fund pe Zipnix. Device vine cu rifragul, două liberi pentru Device și vedea merge înapoi în cover, schimbă și el pe AWP, bomba tică, e cei de la Astralis, mai au un jucător de la echipa lor în viață, Pașa totuși face cel nou scop, uitați-vă unde este Glaive, cei de la Virtus Pro nu cred că mai au timp, au trebuit să lase acel defuse pentru a mina pe Glaive și doamne zoare să reușească, da, Virtus Pro dezamorsează bomba la mustață, ce rundă pentru Virtus. Dar și Astralis pe Glaive, cât de bine au intuit să-l trimită. Glaive, primul lucru pe care l-a făcut în momentul în care coechierii săi au plantat bomba a fost să plece la rotație că prin T-spawn până în mid să-și ia poziția în catwalk, astfel încât să tragă către un eventual diffuser. S-a plantat fix pentru acest lucru, chiar el plantase, dacă mi-amintesc bine. Astralis era în această zonă, în jungle, respectiv piramidă, și prin urmare acest jucător nu putea să meargă direct pe aici, așadar a fost nevoit să ocolească destul de mult. Bine pentru Virtus Pro, cei de la Astralis, iată că au din nou un amalgam de arme.
Nu neapărat o uniformitate, o uniformizare în armamentul lor. Armamentul lor, mai bine spus. CZ-uri, pistoale, un AK-47 și AVP-ul la device. Pașa, foarte bun flick shot pe Pri. Foarte bine a reacționat jucătorul polonez de la Virtus Pro. I-a dat damage, Snax nu-i magisc. Vine și Mihul la dublaj. Și dacă merg în picioare cei de la Strice, va veni și o grenadă lângă către magisc. Îi vede capul Mihului Divaj, face și el încă o eliminare. O eliminare până acum pentru fiecare jucător de la Virtus Pro. Nio este singurul care duce lipsă de un frag, dar nu mai contează. Cei coipierii săi sunt cei care au făcut treaba grenadă exact către Snimbrix. Pică la picioarele sale, lasă în 1 HP. Trage Mihul și prin acel zid îl pune la pământ. 15-9. Ăsta este momentul în care cei de la Virtus Pro pot să revină cu un număr destul de considerabil de runde. Depinde. Va fi runda a treia pierdută de către cei de la Astralis. Bonus de $2400. Vor avea arme de calibru mare cumpărate în următoarea rundă. Chiar dacă nu plantează, Virtus Pro, da. Top 10 streamer pe HLTV. Foarte bine, Network. Mă bucur tare mult. Mulțumesc, mi-ai spus. Și este un rush în jurul de la Astralis care se face către site-ul. Să vedem cum vine acea grenada lui Mihu. Exact la picioarele lor, 3 eliminări pentru Mihu. Doamne, trage continuare Snax, l-a pus la pământ pe Magisk cu acea incendiară. Snax face fragul pe device pe partea de sfârșit, iar cei de la Virtus Pro îi lovesc tare pe Astralis pe partea de rush către site-ul B. Ce grenadă de la Mihu. Se dăduse deja ceva damage și astfel, pe când erau low jucătorii de la Virtus Pro, grenada a picat la fix. Și acum să facă oare cei de la Virtus Pro un comeback. 5 runde pe care trebuie să le ia acești jucători. 5 runde. Pe de cealaltă parte, Astralis pot să cumpere și ei arme de calibru mare. Să vedem o... Mă bucur că îți place comentariul nelimitatul. Dragi prieteni, vă reamintesc, puteți să pariați pe aceste meciuri de tier 1 pe care le comentez. Intrați pe linkul cu numărul 2 în descriere pe Drake Lounge și aveți $1 gratuit din partea mea și a sponsorului meu cadou la logare. Vă logați cu acel... Vă logați direct cu Steam-ul. Nu trebuie să vă faceți cont, să confirmați cu e-mailul și așa mai departe. Este foarte rapid totul. Și dacă nu primiți dolarul, folosiți codul WERTYT la promo code în partea stângă pe site. 15-10. 15-10. Iar cei de la... Virtus Pro trebuie neapărat să încerce să câștige și mai mult de atât. Sunt într-o situație foarte incomodă. Foarte incomodă, polonezii. Și pe parte de... Momentan nu știu exact ce vor să facă cei de la Virtus Pro. Cei de la Astralis, mă scuzați. Îl văd pe Magis care coboară către tunel. Cred că este și coechipierul său în spate. Da, va fi un atac către site-ul la 2 jucători care vin ceva mai târziu dinspre conector. Momentan coipierii lor vor să-i atragă pe Pașa, Bialici cu Miciu să se uită către ei, către Mihu, pardon. Au picat doi dintre ei. Totuși, foarte bine apărarea, foarte bună apărarea celor de la Virtus Pro. Double kill pentru Nio. Dupri este ultimul, dar din păcate are doar 19 HP și picul lui Mihu va fi și sfârșitul acestei runde cu numărul 11 din a doua jumătate. 15-11 scorul. Nu uit de reclamă de la ESL, nu uit, prieten, nu o să uit. Sunt 6 minute de reclame după această hartă. 6 minute. Nu 6 secunde. Pistoale pentru Astralis și se pare că acum situația pe partea de arme avantajează pe Virtus Pro polonezii. Biali destul de agresiv în mid. Iată că asta se practică destul de mult aici pe Mirage. În momentul în care cei de la echipa adversă de pe partea de Tero au doar pistoale, jucătorii de pe partea de CT vin cu armele destul de agresiv în mid și cel puțin doresc să facă un dublaj. Astfel a făcut 3 fraguri Biali, iar Neo și Nio și cu Snax au încheiat această rundă. 15-12, runda de arme de calibru mare pentru Astralis. Device are sumele necesare pentru a cumpăra un AVP, dar nu este neapărat să meargă pe această armă și exact ce vă spuneam, cumpără și el un AK-47 și se pare că în această rundă cu numărul 13 din a doua jumătate cei de la Astralis vor mai multă mobilitate. Virtus Pro își consolidează economia, dar nu prea mai contează în momentul de față, pentru că dacă pierde o rundă s-a dus totul de râpă. Ei, va fi o hartă pentru ei. Iată, foarte agresiv pe Dupri, încearcă să găsească un frag prin acel smoke. Chiar doi jucători polonezi sunt chiar acolo. În
În conector. Smoke în window pentru a mai calma puțin spiritele cei de la Astralis, să se asigure că nu iese nimeni să-i vadă din acea zonă. Și în continuare pun extrem de multă presiune. Tot ce vor să facă este să aibă norocul să facă antifragul prin smoke. Este Nio, dar totuși va fi pus la pământ de către Dupri, care venise și el foarte agresiv la intrare în conector. Magisk vine alături de coipierii săi. Și elementul surpriză aici va fi Zipnix. În momentul în care acesta va ieși ceva mai alternat față de coipierii săi, nu, este Pasha, care a intrat în conector, no scope probabil pe Dupri. Viali, frag pe device, 2 vs 3, bună reacție a avut în balea stângă, Zipnix se luptă și el și este secat la 2 HP. Magisk le așteaptă pe Mihu să iasă, oh doamne, s-a uitat exact cu fierul său, Zipnix se eliminare pe Mihu și Snack este cel care trebuie să ia runda cu un glace la tează, secat în 22 HP. Oh doamne, le elimină pe Zipnix și acum trebuie să joace runda ceva într-o altă alternativă, se duce direct către City Spawn, ia un M4. Și iată cât de mult risă Snacks. Nu știu dacă nu cumva are informația greșită, pentru că Zipnix era jucătorul care era la 2 HP, iar Magisk care are full HP. Mai degrabă Snacks să încerce să facă retake-ul acela cu AWP-ul, să facă un pic agresiv, pentru că are nevoie doar de un glonț. Dar dacă Magisk se luptă unul versus cu jucătorul polonez acum, cel mai probabil este ca Magisk să câștige. Vine Snack cu prefer-ul, doamne, eliminare pentru Snacks, clutch 1 versus 2 și Virtus Pro român în meci, prieteni. Snacks, prefer-ul, Prefire-ul acela și iată că n-are nevoie de AWP pentru a face acest clutch 1 vs 2. 13-5. Ultima rundă de arme de calibru mare pentru Astralis. Apoi sunt puși, vor avea bonus de 3500, vor putea să cumpere acele acele Kevlaruri plus armele mari, dar nu vor avea utilități destule. Și doamne cum merge acest meci până acum, Pasha are foarte bine cum a gândit acea situație, din păcate device se l-aștepta. Astfel este pus la pământ Pasha Biceps de la Virtus Pro, device cu încă o eliminare pe Bialy, site-ul ăla începe să rămână liber încet încet. Lave, frag pe Mihu, iar Virtus Pro își pierde jucătorii. Și merg către site-ul BC de la Astralis. Dacă apucă să ajungă acolo, să știți că situația va fi clară. Trebuie să facă retake-ul. Snacks este așteptat de către device care se infiltrase dinspre conector, prin jungle. Și iată că l-așteaptă și pe Nio să vină. Și Nio nici el nu cred că se așteaptă la asta. Eliminare pentru device. Și prieteni, este scorul de 1-0 la hărți pentru cei de la Astralis. Acum va urma o scurtă pauză publicitară de 6 minute. 6 minute pe YouTube, dată cu reclame de pe YouTube, care este impusă de ESL. Vă invit să rămâneți pentru harta cu numărul 2. Cei care nu v-ați abonat încă, dați subscribe, iar acum, da, reclamele, o să le dau reclamele, liniștiți, le dăm chiar acum. Ok, eu trebuie să-mi iau aici o hârtiuță, pentru că le pot da doar în calupuri de 30 de secunde. Ok, prieteni, revenim după o scurtă pauză. All eyes are on you. So give them greatness with Intel Extreme Master certified PCs and notebooks and game like the pros. When you see the unique IEM certified stickers on the outside, you'll find high-grade components with Intel Core i5 and i7 processors inside. Every purchase includes in-game content and supports the prize pool of Intel Extreme Masters. Game like a pro, because the world is watching.
Rocky. Bye.
All eyes are on you, so give them greatness with Intel Extreme Master certified PCs and notebooks and game like the pros. When you see the unique IEM certified stickers on the outside, you'll find high-grade components with Intel Core i5 and i7 processors inside. Every purchase includes in-game content and supports the prize pool of Intel Extreme Masters. Game like a pro, because the world is watching. Bun, se pare că va lua ceva până ne obișnuim toți cu care cu procedura care este aici. Deci vreau să vă explic un lucru. ESL-ul nu impune reclamele pe care le-ați văzut voi. Ați văzut mai înainte, nu este o reclamă practic, dar este reclama pe care toată lumea trebuie să o pună indiferent de ce, pe ce platformă este. Parteneriatul special pe care îl are YouTube-ul... ESL-ul cu YouTube-ul, mai bine spus, este că trebuie să pun reclame care sunt declanșate pe YouTube
Deci cum, de exemplu, vă uitați pe telefon și vă apare o reclamă cu ceva imobiliare sau cu ceva produs și așa mai departe și nu puteți să dați skip. Acelea sunt reclamele acelea pe care trebuie, care trebuie să vă apară. Nici mie nu mi-apăreau, sincer, reclamele acestea. Când am testat, mergeau. Dar vă rog tare mult, rămuriți lumea legat de ce și cum dacă mai întreabă. Nu sunt... Și în plus este o chestiune obligatorie. Eu din păcate nu pot să pun direct 6 minute de reclame. Eu trebuie să stau la PC, să dau click de 12 ori pentru că se pot pune reclame pe YouTube doar în calupuri de 30 de secunde, ceea ce este foarte nasol, credeți-mă, să fiu nevoit să stau cu hârtia în față, să scriu am apăsat o dată, de două, de trei ori, pentru că pierzi rândul prin șir, pierzi șirul, pardon, până la 12. Și asta este ceva, asta este trade-ul pe care îl facem pentru a putea avea aceste meciuri pe YouTube. Și prin urmare, aș ruga ceva răbdare și din partea voastră. Aici sunt turnee mari, cum spune și Adrian în chat. Durează mai mult pauzele. Durează mai mult pauzele și implicit este și publicitate mai multă. În regulă. Da, bun. M-am auzit pentru că n-am vorbit. Începe harta cu numărul 2. Virtus Pro vs Astralis, rundă, prima hartă câștigată de către jucătorii de la Astralis. Adică de detalii aveți în descriere despre mine, deci răspunsul la multe întrebări le găsiți în descriere. Nu uitați, dragi moderatori, vă rog frumos să dați mesajele necesare. Vă mulțumesc tare mult. Bună reacția lui Zipnik Spenio. Jucătorul polonez vrea să iasă neapărat. Trebuie să grăbească puțin jucătorii de la Virtus Pro, pentru că nu au un defuse kit. Magic reușește double-ul, 1-0 pentru cei de la Astralis. Da, am mers repede, repede jos să mănânc și să apuc să mănânc și eu ceva. Așa, într-o mare grabă. 1-0 pentru echipa Astralis, iar cei de la Virtus Pro trebuie să meargă acum pe o rundă forțată. Își lasă undeva la $800 în bancă. Variază sumele pe care le au de la unii la alții. Virtus Pro și cei de la Astralis, iată acum grenadele, destul de multe, iar Bialy le elimină pe Magisk. Fost secat device, Dupri a luat și el damage. Toți jucătorii la Astralis sunt concentrați în banană în aceste secunde. Iar atât că Virtus Pro au făcut stack-ul perfect de oameni. Trei jucători care stau în site-ul B. Acum se vede viața, mulțumesc frumos. Ace Magisk, ok. N-am fost pe fază, n-am urmărit de la începutul rundei și ăsta este motivul pentru care n-am observat. Schimba armele jucătorii de la Astralis. Oh, și la timp, Dupri le vine pe Snacks. Când făcuse pick-ul direct în banană. Dar totuși atât de low device cu Glaive, uitați-vă puțin ce ținte ușoare au devenit pentru cei de la Virtus Pro. Și se pare că odată ce au forțat jucătorii de la Virtus, odată ce au forțat, au reușit să-și aducă și aceste două fraguri în primă fază, plus să dea damage jucătorilor device cu Glaive.
Mihu vine în spatele lui Pașa. Au doar un scout, Vitus Pro, ca armă de calibru mare. Și vedeți ce încet lasă să treacă această această rundă cu numărul 2 jucătorii de la Astralis. Un foarte, foarte lent ritm. Mulțumesc, Codruț, mulțumesc tare mult. Apreciez. Nu prinaintează. Le-a tras aproape de Glaive. Doamne, cum îl elimină pe Mihu. Pașa l-a pus și el la pământ pe coipierul de care vorbea amintea lui Dupri și rămâne el alături de coipierul său. Foarte, foarte low device. Dupri cu device versus 3 jucători de la Virtus Pro care vin la retake. Și dacă îl prind pe Dupri cu un headshot, poate să fie pus la pământ ușor. Device chiar orice body shot. Bombatică e. Cei de la Virtus Pro trebuie să grăbească, mai ales datorită faptului că nu au un defuse kit. Headshot la Neo, rămâne 10 HP. Dupri a așteptat bine ieșirea lui Pașa și acesta a fost pus la pământ. Neo destul de târziu, este venirea jucătorilor de la Virtus Pro. Biali face fracul pe device, dar și așa nu mai au timp Virtus Pro să facă acest defuse. Și prin urmare este oricum rundă pentru cei de la Astralis. Dupri frag pe Biali și ia $100 în plus. Scorul va deveni, sau o sumă de bani în plus datorită acelui frag. Și scorul devine 2-0 pentru Astralis. Ați văzut cât de aproape au fost jucătorii de la Virtus Pro să facă retake-ul acela 2 versus 3. Foarte aproape. Ace și Dupri, doamne, da. 5 și 5. Ace după Ace. Ace pentru Magisk, Ace pentru Dupri și ceilalți cu pierderea lor. Se pare că până acum n-au avut nevoie de nimic. Double kill de la Magisk. Glaive curăță și el către Cabi. Îl pune la pump pe Pașa. Iar cei de la Astralis, iată că se descurcă bine acum. Virtus Pro doar în acea rundă au fost aproape să câștige niște dueluri și eventual și runda respectivă. Au înaintat prea târziu și asta a fost motivul pentru care nu a mers în favoarea lor nimic. Double pentru Magis, double pentru Xipnix în această rundă cu numărul 3. Iar acum Virtus Pro vor cumpăra din nou. Și abia acum începe, va începe meciul să fie ceva mai interesant. Acum va începe să arate lucrurile și acum se vor lupta de la egal la egal lucrurile. Se vor lupta de la egal la egal echipele și de la egal la egal vor fi lucrurile. Device păstrează acel Mac 10. Să-i observăm pe cei de la Astralis pe hartă în momentul de față. Snacks aruncă grenadă, pică exact lângă Device și dă 50 damage în cap. Așteaptă Neo, iată că le elimină pe Dupri. Nu știu dacă l-a auzit venind pe acesta în boiler. Fac și la Virtus Pro primul frag, chiar dacă Neo rămâne 19 HP după acel duel. Așteaptă Pașa, se petrece destul de lent. Aceste prime 3 runde s-au petrecut destul de lent. Snacks, refrag pe care îl face Magisk pe Snacks. 3 versus 4, situația avantajează în continuare pe Virtus, ei făcând acel prim frag și apoi venind trade-urile pe partea ambelor echipe. Și Astralis, iată că lasă foarte mult timp să treacă. Mihu și cu Pașa țin site-ul B, Neo și cu Piari site-ul A. S-au împărțit în mod egal jucătorii celor de la Virtus Pro pentru a apăra site-urile. Iar acum Astralis, în momentul în care vor ataca site-ul, vor avea avantajul. Avantajul celor de la Virtus este pe ansamblu, dar la atacul în site, clar Virtus Pro avantajul au acest un om în plus. Iar dacă atacă site-ul, chiar mai mult, este și un jucător care deja are damage luat. Este vorba de Neo. Neo este în partea stângă, smoke-ul se aruncă chiar două, joacă Glaive la margine, la acel car, le elimine pe Biali, încearcă să pună presiune și către Neo, acesta nu a picat, dar Magisca trebuie să facă eliminarea odată ce îl vede. L-a observat pe acesta și cu Mihu va fi ultimul care se pare că vrea să facă acest retake 1 versus 3. Mihu 1 versus 3, trebuie să încerce să scoată runda, are la îndemână un defuse kit. Dar un headshot de la Magisk este un one shot kill. Iată că se luptă cu Glaive, îl pune la pământ, rămâne sub 50 HP și deja ia decizia. A luat prea mult damage, a luat prea mult damage Mihu ca să mai încerce să
Iar Runda, totuși, a făcut fake-ul ca și cum ar merge în mid și acum îl așteaptă pe mușcătorul Astralis să le elimine în momentul în care iese dinspre site și chiar pe amândoi poate să-i prindă. Iată pe Zipnis care vine, o eliminare, două pentru Mihu și acum el trebuie să merge să meargă spre arcadă să-și salveze pielea. Va reuși să iasă din această rundă Mihu cu 3 ex, cu un frag peri take încercare plus 2 exit fraguri și dă lovitura economiei celor, asupra economiei celor de la Astralis. Important totuși pentru jucătorii danezi este faptul că ei își aduc această rundă și duc scorul la 4-0. Pe părerea mea, Virtus Pro e echipă care te urmește mai pe finalul meciului. Au avut o grămadă de comeback-uri și sper că acum o să fie la fel. Să vedem, Virgil. Salut, salut toată lumea, bine ați venit și bine v-am regăsit. Grenadă din nou aruncată de către cei la Virtus Pro. Obișnuiesc să arunce această grenadă undeva către banană la începutul rundei, cel puțin cei care stau în site-ul B. Acum fac o rotație cu toți oamenii și vor să-și stacheze patru toate forțele armate Virtus Pro în site-ul A. Molotov mai degrabă era un smoke care s-a aruncat pentru library de către cei de la Astralis, dar este un fake pe care, un fake, au aruncat un smoke, dar observați, Virtus Pro sunt cei care au lăsat site-ul B liber, au mers în site-ul A și acum trebuie să facă rotația, să încerce să facă un retake eventual cu pistoalele acelea. Snax va salva cu siguranță, chiar pistoalele și le vor ține toți jucătorii de la Virtus, nici măcar nu merg către site-ul B. Versus 5 oameni de la Astralis cu AK-47, este foarte greu. Dați refresh, vă rog frumos, și ziceți lumii să dea refresh dacă s-a întâmplat ceva. E de la YouTube. Se pare că vor alege să-și salveze aceste arme. 5-0 pentru Astralis. Și nu știu câți dintre voi v-ați așteptat la asta, dar... Și de la Virtus Pro nici măcar pe harta Inferno momentan nu reușește să-și aducă situația în favoarea lor. Dar haideți să vedem. Știți voi proverbul care urmează acum? Toate echipele se opresc la 5. Haideți să vedem dacă este valabil și în scena de tier 1. Să vedem dacă este valabil și în scena de tier 1 acest proverb al nostru pentru echipele din România, care se aplică echipelor din România destul de multe ori. Bun, dar nu mai este nevoie să dați refresh. Device așteaptă, Stax avansează destul de tare, a luat damage de la acel Molotov venit de la Astralis. Prin fire-ul Zipnix trage și prin zid îl pune la pământ pe Neo, pop flash-ul cu pământul și-l aruncă. Între timp Quake Pierry se încearcă același lucru. Să-l găsească pe un jucător de la Virtus Pro. Device, altă este spatele lui Zax Device și astfel îl elimină. Între timp Dupri și el a intrat în site-ul A și cei de la Strai sunt extrem de dispersați pe hartă. Au intrat în ambele părți și pur și simplu se joacă cu apărarea echipelor, echipei Virtus Pro. Virtus Pro nici măcar n-au știut ce i-a lovit. Astralis au făcut eliminările foarte bine și au riscat puțin că s-au dispersat atât pe hartă și spre site-ul A și spre site-ul B, dar a mers totul bine pentru ei. Device este pus la pământ, iată că sunt 3 dintre jucătorii de la Astralis care au dat dueluri cu polonezii și după aceste dueluri rămân cu sub 15 HP. Ai delay mai mare pentru meciul acesta? Nu, Codruț, este un delay foarte mic, este delay-ul standard. Mersi tare mult, Tinelix. Tinelix. Dacă aveți delay de la sunetul din joc, dați un refresh. Dacă aveți delay, e de la YouTube, să știți, nu este de la mine. Dați un refresh pur și simplu. Adică e la pe partea voastră. Biali, îl elimină și pe Magisk. Și cu 2 exit frag-uri probabil aici se va mulțumi pentru că Glaive îl așteaptă. 7-0, devine scorul pentru cei de la Astralis. 6-0, mai bine spus. Prieteni, nu este nicio echipă din România, vă rog uitați-vă la aceste steaguri de sus. Nu FZTH, nu sunt overpower cei mai buni din România, nici de cum. Lupta se dă între Nexus și XPC.
La nivelul ăsta nu mai merge proverul. Salut Gunter, salut toată lumea, salut, bine v-am regăsit, salut și ție David. Ciao, ciao lume, ciao, ciao, bine ați revenit. Avem meciuri de tier 1 aici pe canal. Nexus au pierdut ieri vs WSD Esports, în caz că vă întrebați, în cadrul turneului de la Copenhagen Games la LAN. Da, pe Twitch e delay mai mare și de-aia eu sunt mai rapid ca Twitch-ul. Flash în față, 4 jucători la Astralis, unul a picat, Pașa așteaptă, Glaive să iasă, este pus la pământ de către Pașa. Iese și Zipnix și cred că știe că Pașa este destul de aproape, i-a zis că face cel pic la Habi și îl pune la pământ pe jucătorul Zalekva din Polonia. Rămân de la Virtus Pro încă 2 oameni în site-ul la în pit, respectiv în nisip. Mortovul vine de la Zipnix pentru Nio, trebuie să iasă acesta de acum acolo, de acolo, dacă nu cumva își aruncă flash-ul, mă așteptam să-l arunce smoke-ul. Este în continuare Bialy în flancul echipei Astralis, dar n-au reușit să-l linie pe Zipnix, a tras prost încă de la început și prin urmare se întoarce la timp, danezul îl pune la pământ. 2 versus 3, Virtus Pro, ultimii 2 jucători rămași în viață, Mihu și cu Snacks sunt exact în site-ul B și așteaptă acolo până când Astralis vor planta. Abia ulterior, eventual, vor încerca un retake. Dacă nu vor încerca un retake, este pentru că echipa lor este foarte jos cu economia și mai bine cu insumele lor de bani să dea niște dropuri. Plăcere Dark Soul, cu plăcere. Salut toată lumea, salut, salut. Nu uitați, dragi prieteni, că puteți să pariați pe meciurile de CSGO de tier 1 pe care le comentez. Intrați pe Drake Lounge, link-ul cu numărul 2 din descriere și aveți voi $1 cadou din partea mea și a sponsorului. Salut Vlacio Gescu, salut toată lumea. Ce tier au XPC și Nexus nu este conturat, nu cred că sunt tier 2. Habar n-am, este o discuție foarte largă cu tierurile acestea. Credeți-mă, e o discuție atât de largă încât se poate discuta foarte mult și sunt extrem de multe păreri. Nu e nimic bătut în cuie. Unele persoane spun că echipele de tier 1 sunt doar 6-7, alții spun că sunt primele 15, alții spun că etc. etc. Flash în față de la Bialy, jucătorii de la Virtus Pro rămân din nou cu 3 oameni în site-ul A, 2 înspre site-ul B, dintre care unul Snacks va fi jucător dinamic. Se pare că stă undeva în speedway lângă City Spawn și se va retrage în momentul în care este nevoit, sau mai bine spus se va roti în momentul în care este nevoit către site-ul respectiv care este atacat, fie site-ul A, fie site-ul B. Nu, ăsta este ultimul meci din această seară, este best of 3. Da, Pavel, da. Am primit acces la ESL pentru cei care întrebați de ce comentez acest match și vreau să vedeți această execuție a jucătorilor de la Astralis pentru site-ul B. Smoke care n-a picat bine pentru City Spawn, respectiv unul l-a spus, Mihu se luptă, face un frag, este doborât de către Magisk, Snacks așteaptă și el cu AWP-ul din flank de la City Spawn, dar doi jucători danezi au apucat să treacă foarte agresiv, vine exact către zona unde se plantează și nu l-a auzit cei de la Astralis. Snacks îl elimină pe Zipnis care planta și acum Goikpiri să iau timp să facă această rotație. 2 versus 4, se plantează, Snacks îi dă damage lui Dupri, le liberă apoi cu wallbang prin spools și Device rămâne ultimul. A știut ce trebuie să facă jucătorul de la Virtus Pro. Prima rundă se aduce pentru Virtus Pro aici pe Inferno. De ce nu transmiți pe Twitch? Pentru că vreau să transmit pe YouTube. Punct. Normal că pe YouTube este viewer și mai mare și acum că am obținut aprobare, e no-brainer. Proverbul era la 7-0, da, acum la tier 1 e ceva mai sus. Nu m-am interesat despre update-ul nou. 7-1, prima rundă care vine pentru cei de la Virtus Pro și se pare că Mihu prinde puține ceva aripi. L-a eliminat și Snacks pe Device, Pașa îl prinde pe Dupri și Glaive rămâne destul de repede ultimul. Doar, cred că 5 secunde care, de care au avut
Nevoie ci de la Virtus Pro în această rundă cu numărul 9 să-i pun la pom pe jucătorii danezi. Glaive acum are cale liberă către... Glaive! Are cale liberă către site-ul A. Poate să meargă să planteze, depinde cât de repede vine pașa. Dar observați că acesta intră. Intră către site-ul A. Eventual dacă le elimină pe pașa, va reuși să facă acel plan. Să vedem, trage pașa către el și le elimină 7-2, nici de cum. Rundă pentru cei de la Virtus Pro. Este harta cu numărul 2, prieteni, este 1-0 pentru Astralis aici în fața jucătorilor de la Virtus. Se pare că vrea să vină destul de repede să urașă din partea celor de la Virtus Pro și putea să prindă o linie. Magisk, acum vine Device cu fracul pe Bialy, headshot, donație de 2 euro de la Vortex. Ceau și spor la comentat, voi nu se vede de la donație. Mulțumesc Vortex, bine ai revenit și îți mulțumesc tare mult pentru donație de 2 euro. Mulțumesc din toată inima, Vortex. Te salut, te salut Vortex, mulțumesc frumos. 4 vs 2, cei de la Virtus Pro au pierdut oameni, au fost destul de agresivi în mid și asta nu trebuia să se întâmple nici de cum. Nio face picul și el și mai face un refrag și încet încet va reduce din acea diferență, dar opri, iată că este de la Șobolan. Nici de cum nu se aștepta Nio să fie și acest jucător danez acolo. Snacks vine cu VP-ul direct din spre City Spawn, Glaive îl vede și nici măcar nu-l cruță. Încă este încă o rundă pentru cei de la Astralis. Virtus Pro au totuși banii necesari pentru a face full buy-ul. Dar pot să meargă și pe pistoale în același timp. Depinde de alegerea lor cât de mult au nevoie de acele utilități. Motov care vine pentru pașa. Nu poate să facă picul către second mid, așteaptă agresiv în boiler, mai degrabă pasiv în boiler pentru o venire a unui jucător de la Astralis. Astralis care trimit doi danezi, Dupri și cu Zipnix în aceste apartamente. Vine din spate în second mid și Magisk a sărit Bialy exact în fața jucătorului Zipnix și până la urmă acesta a fost pus la pământ. Pașa renunță, l-a venit din spate, cumva s-a infiltrat Dupri pe lângă el și nu l-a observat. Fraguri de ambele de părți, 4 vs 3 situația, Astralis încă nu pot să planteze, este Nio, nici măcar nu are frică Nio și are sângele în ochi, double kill pentru acesta. Să facă și oarea 3, eliminare Nio, triple kill pe ansamblu, Nio, 8-3, aceasta a fost o rundă în care teoretic cei de la Astralis s-au luat reset, nu o să aibă prea mulți bani și trebuie să meargă pe o rundă forțată de pistoale, cel puțin revin la bonusul de $1400. Au câștigat runda cu numărul 10 și o pierd pe cea cu numărul 11. Sunt chiar curios, prieteni, încă o dată, pe cine susțineți voi? Spuneți-mi în chat care este echipa pe care o susțineți voi în această seară, Virtus Pro sau Astralis? Știu că era cam 50-50 la începutul acestui stream. Iată grenada pe care o aruncă pașa pentru boiler. Cei de la Astralis au acum căile blocate și se pare că se vor băga foarte agresiv către Zip. Nio îl prinde pe Zipnix, iar Dupriș cu Magisk au decis să se întoarcă puțin. S-a eliminat Magisk prin și Dupri. Rundă pentru cei de la Virtus Pro, 8-4. Mai au de lucrat încă atât jucătorii de la Virtus Pro dacă vor să revină. Am înțeles. Sunteți chiar foarte mulți care îi susțineți pe Virtus Pro, chiar dacă sunt în această situație și toată stima pentru voi, dragi prieteni, pentru că faceți asta. Pe program nu apare Vici și pe azi versus Astralis. Da, Păturiche, pentru că am omis să mai updatez, din păcate. Vine-n pașa cu picul acela, îi vede capul lui Magisk și iată că îl pune la pământ. Totuși costul este că rămâne la 5-15. Mihu și cu Nio, câte eliminare pentru fiecare. Astralis s-au picat destul de repede, având în vedere faptul că sunt pe pistoale fără armuri. Full eco pentru echipa din Danemarca. Vine Dupri, eventual să încerce, doamne, cu Dupri. A controlat acel burst cu Glock-ul.
Iar Nio este eliminat cu un headshot. Două gloanțe l-au lovit imediat în cap din cele trei care se trag, cel puțin. Snax prinde pe Glaive, foarte mult a venit către rampa de la Tero. Snax alături de coicfierul său, 8-5, și se pare că ultimele runde se merg către Virtus Pro. Trei runde luate în mod consecutiv de către ei. Acum Astralis vor avea și ei full buy-ul în fața echipei din Polonia. Avantajul de doar 3 runde este. Salutare, salutare, salutare! Cei care n-ați dat încă subscribe, dați subscribe chiar acum. Vă invit să fiți abonați la canalul meu pentru a rămâne la curent cu meciurile comentate către mine în limba română. Suntem 33.000, să vedem, 33.087 de abonați. Mulțumesc tuturor celor care ați venit pe frecvență. Nu comentez doar meciuri de Counter-Strike Global Offensive de Tier 1, ci și meciurile echipelor din România în scena internațională, să știți. Cei care sunteți nu de mult pe aici, Biț mereu acolo cu camera, Biț, tu ești cameramanul meu, serios. Mie îmi place culoarea de la VP. Iar îi pregătește molotovul, este lovit de flash-ul, mai degrabă decoy-ul jucătorilor de la Astralis, care a fost aruncat în mid. Nu prea ajută de mult să mai anuleze niște pași care se pot auzi eventual. Device anti-frag, vige mic cu curii fragul. Magis de asemenea, Nio este în fața sa, ia damage de la coipierul său. Nio eliminat și el. Magis că eliberează site-ul B alături de coipierii săi. Trei eliminări care au fost făcute în acea zonă. Dupri totuși nu renunță la a înainta în continuare către arcadă, iar acum Dupri va fi bariera celor de la Astralis pentru retake-ul celor de la Virtus, dacă ar fi să se facă. Totuși Pașa și cu Biali, vedeți că de obicei cei jucătorii de la Virtus Pro, în momentul în care ajung cu doi jucători pe partea de retake versus alții trei, nu mai vor să facă acest retake, mai ales datorită faptului că Nio nu are sumele necesare și ar trebui să vină cel puțin un drop de la unul dintre acești jucători, și save-ul este bine primit acum pentru a putea să aibă un full buy în ultima rundă din această primă jumătate pe care o vom urmări în curând. Va fi scorul de 9-5, să vedem ce se va întâmpla după. Eu nu țin cu nimeni, Targaryen. La capitolul agresivitate, Astralis au făcut ce a trebuit. Au trimis jucători alternativ dinspre acest smoke către banană. Erau doi jucători la Virtus deja destul de avansați. A venit și Nio, a fost eliminat și astfel toată apărarea celor de la Virtus Pro din site-ul B a devenit 0. Grenadă care este aruncată exact lângă Zipnix. Damage nu se dă de către Biali. Observați cât de încet se mișcă pe partea de Tero Astralis. Este o echipă care nu ne-a vrea neapărat să se grăbească și de aici ritmul extrem de lent al acestui match până acum. Oh, Glaive a fost prins de acel molotov, de acea incendiară, și a fost prea târziu să-și arunce smoke-ul. Dacă ieșea în acea zonă, era clar eliminat Dupris și el a fost auzit cu damage-ul pe care l-a luat. Biali, vedeți că verifică acea zonă, acel hall, în cazul în care ar fi venit el, jucătorul danez, să iasă în zona pe care o acoperea el. Magic s-a infiltrat foarte mult și nu știu cum a ajuns aici. Pașa este pus la pământ, iar Astralis vor ataca site-ul A. Se pare că un om care vine din spate cu backstab este vorba de Magisk și poate să le elimine pe Biali. Da, într-adevăr, frag pe Biali. Nio a picat și el între timp. Ultimul este Snax și nu mai poate să salveze. Acum trebuie să încerce acest clutch 1 versus 3 și desigur și retake-ul de unul singur. Dupri îl elimină până la urmă. Nici măcar n-a apucat să ajungă în jurul acelui site. Și este 10-5 scorul după prima jumătate. Știu că sunt logo-urile puse peste nume, o să se schimbe imediat, să știți. Se pare că acum trebuie schimbat 1-0. Așa. E ultimul meci, dar e ultimul meci care se joacă astăzi. N-am spus că este ultima hartă. Poate să fie și harta 3. De ce nu?
Comentez, o să comentez toate echipele de CSGO de tier 1 care sunt în ESL Pro League și alte qualifiere pentru ESL One Cologne și așa mai departe, cele din faza finală cu echipele care sunt de tier 1. N-am o părere legată de echipa de mai bună din România, prieten, v-am spus, este ori Nexus, ori XPC, care habar nu am. Trebuie să joace una versus alta de câteva ori ca să putem determina asta. Niciun meci nu va fi destul. Major când? La Major sunt foarte scumpele drepturile, chiar licența este foarte scumpă, credeți-mă, nu știu, nu își permite, își permit doar companiile mari. N-avem noi ce căuta la Major. Dacă să fiu lăsat să comentez de dragul, pentru că o să am mai mulți subscriberi atunci, în septembrie, probabil ajungem pe la 80.000. Să vedem, poate primim acces, dar sunt niște sume exorbitante de $10,000. $10,000, nu la nivelul de $1,000 până la urmă. Salut, Yahiro! Începe harta 3. Harta 3 nu mai știu care este. Trebuie să vă uitați pe HLTV. Dacă te duci singur pe HLTV, o să poți să vezi. Acum nu pot să verific. În regulă, spuneți-mi! V-a plăcut meciul? Vă plac meciurile de tier 1? Continuăm cu, adică nu, normal că o să continuăm. Dar vreau și feedback-ul vostru, pentru că e ceva foarte nou pe canal, credeți-mă, m-am zbătut enorm de mult să ajung să am să pot să vă aduc chestia asta și chiar sper că vă place. Sper că o să vă uitați cât mai mulți. Da, sunt echipele din România care joacă, dar cred că putem să avem cât se poate de mulți viori și la aceste meciuri de tier 1. Ne place meciul, încă nu e gata. Da, încă nu e gata. A treia mapă este 3, îmi spune cineva în chat. Probabil că da. O să comentez foarte multe echipe, prieteni. O să comentez și G2 Esports, și Fnatic, și FaZe, și Envious, etc. Navi. Să observăm totuși, să urmărim totuși pe Astralis, care a aruncat un flash de la Vitus Pro în față. Al doilea flash vine, Device double kill-ul, Dupri vine cu double-ul și el din spate. Iar cei doi double D-ul de la Astralis, Dupri și cu Device. Cei doi pun la pământ împreună 4 jucători și apoi Dupri finalizează 11-5, rundă de pistoale pentru Astralis și se pare că se va termina destul de repede această rundă cu numărul 1 de pistoale din a doua jumătate. Ce reacție a avut la Katowice când ai dat Guardian Ace? Aoleu, vai. Mai multă bucurie n-a putut să fie, mai ales că eram live acolo. Da, Păturic, am anunțat pe canal, am făcut un anunț. Double grenade, iată iarăși de la Double D-ul celor de la Astralis, Dupri și Device împreună aruncă câte o grenadă, câte un hack grenade și nu doar că este pus la pământ pașa, ci doi jucători de la echipa din Polonia sunt aduși foarte low. Device poate să vină din acest flag, triple kill în 4! Device, extraordinar, îi prinde pe Gila Virtus Pro pe rundă de full echo din flank. Face 4 fraguri, iar echipa poloneză pică în mid. Era exact în flancul celor de la Virtus și aceștia nu au verificat. Dupri, se pare că... Oh, doamne, headshot pe pașa și nu avea armură mare. Acum este rundă de full echo, înainte aveau pistoale, cred că cei de la Virtus Pro, rundă forțată de pistoale. Din nou, foarte agresiv jucătorii aceștia de la Astralis. Și rămâne ultimul, Nio, cu bomba. L-a văzut. Pleacă Glaive la intercepție. Nu mai apucă Nio să planteze. Îl elimină, probabil. Da, îl elimină Glaive pe Nio. Și astfel, cei de la Astralis își aduc runda cu numărul 13. 3 runde pierdute în mod consecutiv de către Virtus Pro. După 10-5, scorul devine 13-5. Abia acum au arme de calibru mare.
Grenada, nu va lovi pe nimeni. Jucătorii de la Virtus Pro trebuie neapărat să înceapă să lucreze această rundă cu numărul 4 extrem, extrem de... Nu încet, dar... Să lucreze astfel încât să aibă mare grijă și să nu piardă nimic de acum încolo. Primele două ore de casting pe ESL, cum te simți? Foarte bine, Codruț. Dacă tu mergi ceva în seara asta, nu la Nintendo, nu o să mai comentez nimic în seara aceasta. Și nici mâine, abia duminica. Duminica o seară o să comentez un match al XPC Gaming, Best of 3 în cadrul Ligii Cebo. Ce v-ai câștigat dacă am pariat un dolar pe echipa câștigătoare? Pe Drake Lounge, cred că ai pariat. Depinde de cote. Depinde de cote. Nu le cunosc pe de rost. 4 versus 5. Virtus Pro l-au pierdut pe Snacks. Lucrurile nu arată bine. Au totuși două SMG-uri Astralis pe care le folosesc în această rundă. Pardon, flash în față, Mihul așteaptă pe device care se pare că va pleca exact către library, trage către el, dar apucă acel smoke să-și intre în efect. Bialy nu verifică partea dreaptă, acolo unde este device, a ratat OVP-ul, vine fragul de la Bialy și a preluat controlul lui City Spawn-ului cei de la Virtus Pro, au intrat prin arcadă, Zipnix poziționat foarte sus, probabil să le elimine pe Nio, se trage către el, a sărit către Banana, acolo unde aștepta Pasha, site-ul Beller rămâne liber, Bialy și Pasha vs. Magisk și Dupri, 2 vs. 2, situație de retake și iată că plantul va veni chiar la sfârșit de rundă, la sfârșit de timp de pe cronometru pentru echipa din Polonia. Bialy destul de agresiv, voia să facă picul acela, flash-ul este aruncat de către Pasha pentru ca el să se poată retrage și astfel cei doi voi aștepta destul de pasiv. Probabil Pasha să facă o ieșire destul de agresivă, iată că într-adevăr trage după Dupri, îl seacă puțin, flash-ul nu, el este prins de către Bialy, frag și pe Pasha de către Dupri, 1 vs 1, Bialy trebuie neapărat să ia această rundă, Bialy, frag pe Dupri, 2 vs 2, Virtus Pro ia o rundă în sfârșit. O, Doamne, Dupri este prins în Molotov de către Bialy. Dupri este prins, device direct cu refragul. Cei de la Astralis, iată că device poate să facă chiar fragul cu numărul 2 dacă iese către el, Nio, dar nu, Mihu. Vine dinspre boiler. 4 vs 3, Virtus Pro. Trebuie neapărat să continue cu aceste runde și se pare că vor să facă acest lucru, Snacks. Eliminare pe Magis, double kill pe Clay, va planta bomba, Zipnix este ultimul și probabil să facă save-ul. Începe să-l comentezi de parcă ești în jocul ăla, îl trăiești, transmiți o energie pozitivă. Mulțumesc tare mult, LetoTuber, pentru apreciere. Să știi că mulțumesc și eu tare mult, chiar. Mă bucur că-ți place și mă bucur că nu mai apreciază. A plecat Tez și a venit Mihu. Practic un schimb între Kinguin și cei de la Virtus Pro, dar desigur sumele au fost diferite. Cu siguranță cred că a costat mult mai mult Mihu decât Tez, pentru că Tez deja este un jucător bătrân pentru CSGO și Mihu este un tânăr talent din Polonia. Probabil cel mai bun pe care puteau să și-l aducă Virtus Pro. Probabil. Lichti, acum Lichti. Sunt persoane și persoane care doresc fie ceva să urmească un stream profesional, fie să se uite, să se distreze. Sunt persoane și persoane. Când alegi câștigătorii concursului? Da. Apropo, stați că vă arăt chiar acum. Vă dau chiar acum. Uitați-vă la linkul cu numărul 4 din descriere, prieteni. Am făcut un concurs de mimuri. Îl aleg mâine. Se încheie astăzi la ora 23:59. Azi la miezul nopții se încheie concursul de mimuri. Vedeți că este un stack de la Astralis făcut pentru în mid și de asta nu o să mă focusez prea mult pe această rundă imediat. Se pare că Virtus Pro chiar intră în site-ul B. Concursul de mimuri are 4 premii pentru 4 viewers. Trebuie să faceți un meme cât mai amuzant legat de activitatea mea de caster, respectiv legat de canalul meu, de mine. Și
cele mai amuzante patru pe care le consider eu, cele mai amuzante patru meme-uri vor primi ad, acei viewer vor primi ad de la mine pe Steam și vom juca împreună patru meciuri de Counter-Strike. Vă pun chiar acum în chat treaba asta. Este pe Facebook, se desfășoară acest concurs. Dați acolo un link, click pe acel link și faceți un meme dacă sunteți niște specialiști în ale meme-urilor sau ați fost pe alte comunități precum Junimea și așa mai departe, care se ocupă de acest lucru. Faceți un meme cât mai amuzant și puteți primi ad de la mine și rămâneți permanent în lista mea, nu vă faceți griji, mă aveți permanent în listă și o să jucăm 3 meciuri de CSGO, nu doar cu mine, ci și cu ceilalți câștigători, toți pe TeamSpeak, jucăm în echipă pe matchmaking sau face it, să ne distrăm. 13-7, aveți linkul în chat cu spamul acela. Se pare că cei de la Astralis au vrut să rămână cu acele pistoale până la urmă, n-au vrut să nu pice, să nu fie eliminați și așa nu aveau nimic de pierdut. Iar Virtus Pro au luat 3 runde în mod consecutiv. 5 runde de sparte de Astralis. Nu este extrem de mult, prieteni. Nu este deloc mare diferența dintre cei de la Astralis și Virtus Pro, mai ales având acum considerând faptul că aceștia au doar pistoale la dispoziție versus cu acela cu 47 al lui Zicnix. Trag de la Mihu, vine tare Glaive, încearcă să pună acele CZ-uri la treabă. 4 CZ-uri versus un AVP și 3 AK-47. Uitați-vă unde este Dupri! Snacks are o reacție bună. Cât de mult s-a infiltrat Dupri până în spatele linilor inamice aproape. În second mid. Pasha îi așteaptă. I-a văzut picioarele lui Device. Oh, nu Device! Pasha! De ce nu a tras? De ce nu a tras Pasha? Iată încă o eliminare reușită de către Magisk. Mihu pică, rămân în 2 jucători și la Virtus Pro. Iar Device e acela AVP de pe jos. Chiar mai mult va putea fi luat și AK-47-le jucătorului de la Virtus Pro. Asta nu trebuia să se întâmple, Pasha. A vrut să aștepte crezând că nu va mai ieși din smoke-ul acela jucătorul de la Astralis. Asta l-a surprins puțin pe Pasha. Probabil că Glaive a mai făcut o eliminare. Bial este ultimul în viață. Magisk că l-așteaptă, trage cu CZ-ul după el și este rundă pentru Astralis, prieteni. Rundă pentru Astralis cu doar una AK-47 la dispoziție, în rest CZ-uri. Și lucrurile nu arată deloc bine. Astralis se apropie de match point. Va fi ultima rundă pe care cei de la Virtus Pro și-o pot aduce cu arme de calibru mare, vor forța doar în următoarele runde. Mai bine spus cu Astralis fiind în match point, nu mai este loc de save sau așa ceva, nici de cum. Grenada care vine, aruncată exact lângă Zipnix, 40 damage, considerabil. Astralis sunt foarte aproape, dragi prieteni, de calificarea la EMI Sydney. Foarte, foarte aproape de calificarea în Sydney, la turneul de $250,000 Intel Extreme Masters. Și Virtus Pro trebuie neapărat să pună piciorul în prag acum ca să facă ceva, o schimbare în atacul lor și să ia o rundă, să nu mai facă greșelile pe care le-au făcut în ultima pe care am urmărit-o. Flash în față, Dupri se întoarce, double flash-ul chiar de la echipa Virtus Pro, Molotov incendiar în față de la Dupri. Sunt în midi intrați Virtus Pro, dar cu 50 secunde rămase încă nu au șansă să facă intrarea. Smoke-ul acela în fața lui Snacks de la balcon expiră încet încet, își va arunca pop flash-ul, noi nu vedem asta încă. Zipnix va întâmpina pe Virtus Pro, care vine exact către arcadă, double kill-ul pentru Zipnix, vine și Pasha totuși face acea eliminare. Snacks încearcă acel transfer, poate să se alinieze Bialici cu Snacks și chiar al doilea a fost adus la 16 HP. Magisk double kill acum, Pasha este ultimul eliminare de către Dupri pe final. Match point pentru Astralis, harta cu numărul 2, Astralis la o rundă distanță de Australia și de turneul de $250,000. Astralis spre Australia. Din păcate s-au apărat foarte bine cei de la Astralis pentru cei de la Virtus Pro, din păcate.
Astralis s-a operat foarte bine. Acum vine Force-ul de care vorbeam. Cumpără de absolut tot, toate sumele de bani. Și nu uitați, prieteni, voi comenta și alte meciuri de tier 1. Următorul meci pe care îl voi comenta va fi XPC Gaming duminica aceasta seară de la ora 21, cred că. În Liga CEVO va fi acel meci. Best of 3 de asemenea. Voi fi live duminica de la ora 21. Sâmbăta rămâne liberă. Și următorul meci de tier 1 pe care îl comentez este marți. Va fi ori 1, ori 2. Va fi probabil un meci best of 2. Da, va fi un meci best of 2. Envias vs. FaZe Clan. Rămân Bialici cu Mihu, cei doi trebuie să-și croiască drumul către site-ul B. Se pare că acolo vor merge, Device deja așteaptă cu OVP-ul. Poate să facă un frag, îl vede și pe Bialici, încearcă flick shot-ul, este dovorât. Dar deja vine Glaive, au venit întăririle. Le așteaptă pe Bialici, mai rămân 42 de secunde, trage Glaive-ul, elimină și Astralis se califică, dragi prieteni, la Intel Extreme Master Sydney, după ce i-au bătut pe Gambit în semifinale, tot într-un best of 3. Acum Virtus Pro pierd finala, iar jucătorii din Danemarca se califică la LAN-ul din Australia. Eu vă invit acum să dați subscribe canalului, să rămâneți la curent cu meciurile pe care le comentez eu. Să mergeți în descriere, să vă uitați la secțiunea Rămâi la curent cu meciurile și să intrați în grupul de Facebook, pe pagina de Facebook să dați follow, în grupul de Steam să intrați de asemenea și pe serverul de Discord de asemenea să vă alăturați. Sunt alte metode prin care puteți să rămâneți la curent cu meciurile pe care le comentez. Pe lângă subscribe vă invit și să apăsați acel clopoțel, cei care deja ați dat subscribe să apăsați și clopoțelul, pentru că primiți notificările în momentul în care intrăm pe livestream. În regulă. Vă urez noapte bună și să ne auzim cu bine duminică. All eyes are on you. So give them greatness with Intel Extreme Masters certified PCs and notebooks and game like the pros. When you see the unique IEM certified stickers on the outside, you'll find high grade components with Intel Core i5 and i7 processors inside. Every purchase includes in-game content and supports the prize pool of Intel Extreme Masters. Game like a pro, because the world is watching. Back.
Rocky.
choose our side.